Doamnelor și domnilor, astăzi ați fost convocați, invitați mai bine zis, la ședința Consiliului Local al Comunei Burgeni, ședință ordinară, cu precizarea că la ședință sunt invitați și, din câte am înțeles de la domnul secretar, delegații sătești care au fost aleși în adunări generale, conform codului administrativ. Discurs. Că acum vreo săptămână, două, în urmă, o să ne prezinte domnul secretar toată procedura de desemnare a lor. Având în vedere că în sală sunt prezenți 14 consilieri din 15, este într-un vorum necesar privind dezbaterea proiectelor de hotărâre care sunt propuse la ordinea de zi. Deci declaram deschis lucrările ședinței Consiliului Local al Comunei Hurgești și înainte de a intra în ordinea de zi, cred că ar fi să supun ordinea de zi și după aceea să vedem și cu procesele verbale și cu... Da, vă rog să-mi permite să supun la vot proiectul ordinii de zi de astăzi. Se poate cu... 1. Prezentarea Consiliului Local al Comunei Hurgești de sub Bacău a proceselor verbale privind desemnarea delegațiilor sătești încheiate cu ocazia desfășurării adunărilor sătești din satele Galien, Răcătărul 10 și Răcătărul de Jos. Va prezenta secretarul general al Comunei, Luca Radu. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2021. Inițiator, primarul Comunei, doamna Temea Luminița Adriana. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării taxe speciale de salubrizare aferente anului 2021 pentru utilizatorii casnici, inițiator primarul Comunei Temea Luminița Adriana. 4. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 32 din 31 iulie 2020 privind declanșarea procedurilor de expropiere pentru cauză de utilitate publică a unui imobil proprietate privată situat pe amplasamentul unor lucrări de interes public local. Inițiator primarul Comunei, doamna Temea Luminița Adriana. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de astăzi, adică 15 decembrie 2020, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării proiectului Educație Digitală pentru Învățământul Preuniversitar în Comuna Hurgești, inițiator consilier local USR, Nunuț Simona Elena și Dămoc Cristian Claudiu. Proiect de hotărâre numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității primăriei și Consiliului Local al Comunei Hurgești și a comisiilor de specialitate, inițiatori, consilieri locali USR, doamna Nunuț Simona Elena și domnul Dămoc Cristinel Claudiu. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 31 ianuarie 2019 privind înregistrarea Primăriei Comunei Hurgești în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online. Inițiator, consilier local, doamna Nunuț Simona Elena și domnul Dămoc Cristinel Claudiu. 9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Hurgești, județul Bacău, în consiliile de administrație ale școlilor gimnaziale Hurgești și Răcătău de Jos, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Hurgești în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la nivelul școlilor gimnaziale Hurgești și Răcătău, inițiator primar doamna Temea Luminița Adriana. 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău din partea UAT Hurgești, inițiator primar doamna Temea Luminița Adriana. 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Temea Luminița Adriana în calitatea sa de primar al Comunei Hurgești, județul Bacău,
ca reprezentant legal al proiectului alimentare cu apă, canalizare și stații de epurare în satele Zohodor, Recea, Galien, Răcătău Răzești, Răcătău de Jos, Bazga, din Comuna Hodgești, județul Bacău. Inițiator, primarul comunii, doamna Tehnică, domnița Adriana. 13. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință de către, către Consiliul Local al Comunei Hodgești, județul Bacău, a raportului privind modul de ducere la îndeplinire a recomandărilor transmise prin decizia 69 din 22.9.2014 și a deciziei de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 69 din data de 22 septembrie 2014, inițiator, doamna Temea Luminița Adriana, primarul comunei. 14. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean local. Știu. Scuzați, dar am văzut, mi-am propus să nu citesc. Pe mine da, dar uite, că grabă strică. Acum, din Consiliul Local al domnului Arvinte Vasile. Bănuiesc că asta s-a făcut la cererea dumnealui și dacă era județean, nu-ți mai cerea să rămâne. 15. Întrebări și interpelări. Dacă sunteți de acord cu acest scurt, cu acest scurt, poftiți de hotărâre. Poftiți. O singură propunere, dacă se poate, având în vedere cu proiectul numărul 6, ar implica un cost și o necesitate de bani de la bugetul local, aș propune să discutăm înainte a rectificării, ca în condițiile în care, dacă ar fi aprobat, să asigurăm banii la rectificare. Am citit acel proiect de hotărâre și având în vedere că nu este prevăzut în el o sumă anume care ar trebui cheltuită, consider că ar fi bine să-l discutăm când îi vine rândul. Asta este părerea mea în calitate de consilier local, nu neapărat de președinte. O să vă rog să supuneți totuși propunerea. Supunem la vot propunerea domnului consilier Dămoc privind proiectul de hotărâre numărul, adică de la punctul numărul 6. Dacă sunteți de acord să-l discutăm cu prioritate, deci să-l discutăm primul, sau să-l discutăm în ordinea în care este înscris în proiectul, în ordinea de zi. La rândul. Da. Care este, un pic, care este de acord ca acest proiect să fie discutat înainte, deci primul cu prioritate. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 4 voturi, da? Împotriva. Cine este împotriva? O să facem așa. Abține, vă rog, dacă se abține cineva ca să fac diferența, da? Înseamnă că avem 10 împotriva, da? Deci rămâne ca proiectul să fie discutat la timpul său, când este înscris în ordinea de zi. Eu credeam că... Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi prezentată conform înscrierii pe invitația care ne-a fost transmisă? Cine este pentru? Am rugămintea să nu vă legați să treci, să nu mai ridice mâna, pentru că ei nu votează proiectele pe șoarele de zi, da? Împotrivă, dacă cine avem. Este împotriva ordinii de zi? În forma prezentată. Cine se abține? Avem două abțineri, da? Avem 12 pentru, da? Da. Deci ordinea de zi a fost aprobată, cât am înțeles, da? Da, cu 12 voturi pentru și 2. Am uitat să fac precizarea de la început, dar probabil că o face și domnul secretar. Delegații sătești participă la adunările, la lucrările ședințelor Consiliului Local, care privesc, așa privesc legea, problemele satelor pe care le reprezintă, cu dreptul de a-și spune anumite probleme, de a ridica anumite probleme privind satele respective, dar fără drept de vot. Sau eventual cu un vot consultativ, mai prevedea cândva, nu mai prevede votul administrativ. Da.
Se, înainte de a intra la ordinea de zi, dau cuvântul domnului secretar să supună la spre aprobare procesul verbal. Prezentarea, nu este aprobare, se prezintă. Nu, nu, dar ședin procesul verbal de la ședință, ca să intre pe un ordine de zi. Am și uitat de el. De la ședința... Din 16 a 11. Din 16, ședința de constituire. Da. A doua de constituire. A doua. Da. Cine este pentru aprobarea procesului verbal de la ședința din 16 noiembrie 2021? Cine este pentru? N-am înțeles, domnul Dămâncare. Aveam două mențiuni de făcut. Am urmărit ședința și tocmai de asta au fost câteva intervenții. Dacă o să-l rog pe domnul secretar dacă vrea să noteze. Spuneți. La minutul 31.48 o să vă rog să rectificați. La minutul 53.30 este intervenția domnului viceprimar, care mi se pare importantă și ea nu apare absolut deloc în procesul verbal. Minutul 54.40 e un rezumat al ceea ce am spus eu, care dă un alt înțeles celor spuse de mine și o să vă rog din să... Și la o oră și 36 de minute am discutat de un amendament pe care l-am propus în comisie și el nu a fost supus la vot în ședința de Consiliu. Atât, mulțumesc. În ceea ce privește intervențiile fiecărui, acum este oportună prea asta, dacă eu am aș considera că da, am dat un alt rezumat, meu am dat un alt înțeles, voi viziona filmarea și voi trece chiar exact modul exprimarea dumneavoastră, dacă aceasta este vizibilă. Dacă poate. Dar încă o dată vreau să aduc la cunoștință faptul că procesul verbal nu este radiograma ședinței. Nu are punct și virgulă. Este un rezumat al ședinței și o sinteză a ședinței și eu într-adevăr nu apreciez ce este relevant sau nu, dar dacă oricare dintre consilieri consideră că interlocuțiunea lui a fost denaturată, bineînțeles țin cont și vom rectifica lucrul ăsta. Ați vizionat toată ședința, ați spus. Ați văzut că sunt foarte multe momente în care nici nu se înțelege sau alte momente care n-au legătură cu ordinea de zi. Și într-adevăr, acele momente, dacă n-au legătură cu ordinea de zi, nici măcar nu pot să fac o rezumat al lor. Da. Poate puțin, totuși puțin subiectul din partea cui? Da. Să facem pentru viitor, pentru toată perioada celor 4 ani, care vor fi în acest mandat, prevederile articolului 138 în codul administrativ privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, la punctul 13 spune așa: sinteza dezbaterilor din ședința Consiliului Local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte, se consemnează într-un proces verbal semnat de președintele de ședință și de secretarul general al unității administrative teritoriale. Președintele de ședință împreună cu secretarul general al unității administrative teritoriale își asumă prin semnătură responsabilitatea veridicității celor consemnate. La începutul fiecărei ședințe se supune spre aprobare și așa mai departe. Deci, este vorba de o sinteză. Da, în sfârșit, fiecare, dacă, mai ales că sunt înregistrări video, nu se pune problema, completările, dacă e caz, nu avem nimic împotrivă. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței încheiat în data de 16 noiembrie? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, ține. Deci, în unanimitate, da? Te întreb în ordinea de zi. Să rugăm pe domnul secretar să prezinte procesul verbal privind desemnarea delegaților Sătești. Am să fac o prezentare pe scurt, ca domn să citesc fiecare proces verbal.
Deci, în baza prevederilor articolului 142 din Codul Administrativ, a fost admisă dispoziția de primar numărul 318, prin care s-a stabilit desfășurarea adunărilor sătești în vederea desemnării delegaților sătești. Acestea au avut loc în punctual, au fost stabilită locul unde urmează să aibă loc adunarea sătească. Pentru satul Galeri, la data și ora stabilită, au fost prezenți 40 de locuitori. Au fost făcute 3 propuneri. Domnul Codreanu Georgel, care a însumat 16 voturi, domnul Hoștine Ion, care a însumat 0 voturi și domnul Bohorici Mihail Bogdan, 24 de voturi. Drept urmare, domnul Bohorici Mihail Bogdan a fost ales delegat sătesc pentru satul Galeri. De asemenea. Putem să-l vedem, sunt prezente, e sală, prezente. Da, foarte bine. Eu am mult cu succes. De asemenea, pentru satul Cătăurăzeș, la data și locul desfășurării adunării a fost prezenți 5 locuitori. A fost o singură propunere, doamna Grigoraș Elena, aleasă cu 5 voturi. Iar pentru satul Răcătău de Jos au fost prezenți 14 locuitori. O singură propunere, doamna Gheorghesi Mariana, aleasă cu cele 14. Da. Eu urăm bun venit și succes în viitor în dezbaterea problemelor care vor fi supuse Consiliul Local și vor privi satele pe care le reprezintă. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi și luăm în dezbatere primul proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2021. Aș vrea să întrebi, doamna primar, cine prezintă acest proiect de hotărâre? Fac eu o sinteză. Majoritatea, domnul consilier, sunteți noi. Hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea taxelor și impozitele este asemănătoare cea anului, de anul trecut, cu diferența că și este obligatoriu, trebuie indexată ținând cont de rata inflației, care anul acesta e 3,8%, deci sunt exact, nu s-a majorat cu absolut nimic, nu s-a adăugat nicio taxă, indiferent cealaltă, numai 3,8% cu rata inflației s-a indexat. Iar la taxa de salubritate, care este pe acel tabel, a primit anul viitor, de fapt, ar fi cu 20 de bani, de fapt, 20 de bani mai mult, și de aceea că ajungem și următorul punct este cu salubritatea, am specificat ca subvenționarea din partea Consiliului Local pentru ca taxa să rămână aceeași pentru cetățeni de anul trecut, să fie de 3,46 lei. Anul trecut a fost 3,26 lei subvenționat, acum 3,46 lei. Cam aceasta este. Dacă aveți alte întrebări... Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, care se va aplica în anul 2021. Este cineva de neapărat în sală care... Da, nu e nevoie, că e aceeași am trecut, dacă e da explicații, pentru că eu, asta o să spun consilier local, funcționarii din primărie sunt în aparatul de specialitate al primarului. Consider că nu este necesar să vină în ședință pe acolo, decât acolo unde dacă unde mă desus să răspund. Dacă va fi nevoie, doamna primară. Da, domnul consilier. Președinte. Da, președinte. Cine vrea să se înscrie la cuvânt? Pe marginea acestui proiect de hotărâre. Domnul Lemos Claudiu. Mai dorește cineva? Consider că bine să lăsăm lista deschisă. Poate vine domnul consilier sau doamnă consilier voi de aici.
să aibă posibilitatea să se exprimi punctul de vedere. Poftiți, domnul consilier, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. O să fiu scurt. O să insist asupra faptului ca aceste proiecte să fie puse totuși în dezbatere publică, așa cum prevede legea. E o solicitare mai veche a mea. Sunt primării care s-au adaptat și fac acest lucru. Strict la taxele care sunt prevăzute pentru anul viitor. Salubritatea, mă gândesc totuși, ar trebui să ne gândim foarte bine dacă ce este indicat să mări. Pentru că de la an la an taxa prin acel tabel pe care l-am asumat cu toții de creștere anuală a taxei, deci, automat noi taxa către cetățenii rămâne aceeași, creștem subvenția. Va trebui totuși de azi să găsim, în primul rând, să oferim cetățenilor un serviciu calitativ de colectare, pe care noi ni l-am asumat, dar el este totuși destul de greu, ca să nu spun că nu se schimbă aproape nimic pus în aplicare. Și mai era taxa de fază, care v-am mai spus și în trecut, normal ar trebui însoțită de un plan anual de fază care să fie aprobat de Consiliul Local, pentru că altfel ea nu prea își găsește legalitatea. Deci taxa de pază trebuie însoțită de un plan anual de pază. Există acea justificare cu camerele de luat vedere, dar trebuie să existe un plan anual de pază. Despre asta e vorba. Pentru că au fost cazuri, de exemplu, sunt cetățeni care le-au fost furat din gospodăriile proprii, au solicitat să vadă pe camere, și s-a spus că camerele nu funcționează. Da, să zic, tot timp. Nu, dar era o rază de vizualitate a camerelor respective. Erau chiar în vecinătatea unei camere de la vedetă. Și au venit la... Da, atât, mulțumesc. Patru zile n-au făcut internetul în primărie. Da, poate nu sunt furat în primărie. Cum de altfel au fost și persoană de aceeași asta și camerele s-au fost utile. Deci, o să văd gospodăria omului spate de camere. Nu, dar poate în momentul respectiv n-a funcționat exact. Ei, acum camere... N-am avut internet la cum e când de-a creștiște în comună, că nu prea a fost internet. Acum camere de luat vedere, ca să supravegheze, absolut toate zonele din comună nu sunt, pentru că știți, când am aprobat aceste camere, au fost număr limitat, cheltuială destul de mare. Dacă se va mai găsi posibilitatea să fie că suplimentat numărul lor, o să vedem în bugetul anului care vine. Pentru că să mergem, bănuiesc eu, pe paznici plătiți sau poliție locală sau nu știu, este un proiect prea complicat. Altcineva, dacă dorește să se înscrie pe marginea acestui proiect de hotărâre, să spună părere pe marginea acestui proiect de hotărâre. În cazul în care nu mai avem, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în forma prezentată. Pentru că nu a fost un amendament, am înțeles din partea dumneavoastră, domnul consilier, da? Eu am ridicat o situație. Acum, de inițiatorul proiectului face cum crezi de cuvință, dacă... Nu, dar n-ați propus ceva, domnule, vreau ca nu. Să fie, nu știu ce... Dacă nu întrebați la toate punctele... Deci, cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată? Cine este împotrivă? Abțineți, vă rog. Avem o abținere, da? Am uitat să vedem că în comisia de specialitate la noi avizul a fost favorabil. Economic avem favorabil, da? Da. Învățământ favorabil. Asta este lipsa mea. Uite, nu am experiență ceea ce privește comisia și cum s-a fost în local. Și juridic? Juridic a fost favorabil. La buget, favorabil. Cu mențiunea costului. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării taxei speciale de salubritate aferent anului 2021 pentru utilizatorii casnici. Deci am prezentat deja. Deci subvenția pentru el a crescut față de anul trecut 20 de bani. Este 3 lei și 46. 6 de bani. Cine vrea avizul de la Comisia de Buget Finanță mă interesează?
ca să spuneți, să prezentați? Aviz favorabil cu una abținere. Deci aviz favorabil. Învățământ aviz favorabil. Și noi am avut aviz favorabil, tot cu o abținere, dacă nu mă înșel. Doamna secretă, da? M-am greșit. Deci, trecem la dezbaterea acestui proiect de hotărâre. Cine este... Cine dorește ca să spună părerea pe marginea proiectului de hotărâre privind subvenționarea taxei speciale de salubrizare? O să întreb acum, deci, să-l ia și pe mai târziu. Poftiți, domnul consilier. De la 1 ianuarie intră în vigoare legea compostării. Practic s-a discutat mult de acel principiu, plătește pentru cât arunci. Aș vrea să întreb doamna primar, când estimează că va putea fi implementat și la folosirea acest sistem, plătește pentru cât arunci, care și din principiu colectarea selectivă din poartă în poartă. Care e legea compostării? Da, compostului. E legea 181 din 19 august 2020, privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. Și asta are legătură cu colectarea selectivă a deșeurilor? Categoric, da. Am putea să faceți în listă de spune la proiectul unde delegăm să le fie reprezentat în abis. Adică se pliază pe același. Deci colectarea selectivă nu e... Ideea este că această colectare ar implica și costuri diferite. Deci ar schimba practic modul de tarifare. Noi acum luăm per persoană, dar știm practic că plătim în funcție de cantitate. Și tocmai de asta s-a mers mult pe ideea să colectăm mai puțin gunoi, să învățăm lumea să colecteze selectiv, tocmai pentru a aduna o cantitate mai mică de gunoi și a plăti mai puțin facturi. Practic aici ajungem. Deci, practic s-ar reduce cheltuiala de la bugetul local. Pentru ce vă pot spune, pentru că luat din poartă în poartă, nu selectiv, a fi ridicat gunoi din poartă în poartă selectiv, nu pot să vă dau un termen curând, pentru că noi avem, și cum știți, și chiar știți treaba asta și aduce în discuție, că noi suntem cu Soma. Face parte din ATIS, urmează, este acea licitație care se desfășoară până nu se... Este... Poftim? Până nu se termină exact și este declarat câștigătorul și atunci, automat, prin caietul de sarcini este prevăzut exact cum se ridică din poartă în poartă, selectiv. Știți și dumneavoastră că momentan cu Soma, acestea sunt condițiile, se merge din poartă în poartă, s-a dat pubelă la cetățeni. Ce e drept în funcție de anul de vreme, de starea vremii, sunt ulițe unde nu se poate intra până la capăt. Am găsit și acolo modalitate și încet încet le rezolvăm pe toate. Am mai dus și câteva tomberoane mari. De exemplu, chiar astăzi s-a dus către Răcătău, către Bazga, pentru cei care stau în jos, în Bazga, după Mona Savi, cum se numește acolo? Manulache. La Manulache. Și am dus un tomber mar, că nu se poate intra cu mașina de gunoi la fiecare casă, atunci s-a ducă în partea cealaltă gunoiul la servicii din tomberonul mare. Da. Sunteți mulțumit cu precizările făcute de doamna primar, domnul consilier? Mulțumim, proiect, n-am avut un termen sau... Poftim? Un termen sau un proiect concret de a... Și dacă deocamdată nu se poate da un termen până când nu sunt depinem și noi de altcineva. Este un lanț. Un lanțășoar al slăbiciunilor, să zicem. Da. Așa este. Mai dorește cineva să intervine pe marginea acestui proiect de hotărâre? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci avem 15 pentru, da? Trecem la proiectul numărul 4. Nu. Proiectul de hotărâre privind completarea HCL numărul 32 din 31-7-2020 privind declanșarea procedurilor de expropiere pentru cauze de utilitate publică
a unui imob de proprietate privată situat pe amplasamentul unor lucrări de interes public local, inițiator primarul comunii, proiect care, informez Consiliul Local, a fost aprobat inițial în luna iulie și este necesară o completare. O completare. Sunt cu procedurile rămânătile, până că trebuie o completare. Dacă dorește cineva, dacă... Vrei să spun puțin de ce a trebuit, a fost nevoie de această completare? Nu, dar în primul rând, pentru că avem un număr mare de consilieri noi, ar trebui să-i explicați pe scurt, cât mai concis, de ce este necesară această expropiere pentru utilitate publică, în ce constă și... Domnul consilier, licitația pentru proiectul Apă Canal s-a definitivat, dar nu se poate da ordinul de începere a lucrărilor, deoarece este o suprafață de teren în satul Regea, care este atât în... avem noi primăria carte funciară, cât și un cetățean din... nu locuiește, nu are domicil propriu, dar are teren pe raza satului Regea. Pentru aceasta, noi am dat în luna iulie o hotărâre de expropriere prin care îi plătim acestui cetățean terenul, suprafața care... Și acum am încercat, am fost și am zis să facem toate demersurile pentru a vira acei bani pentru despăgubiri. Am fost la Consiliul Județean și mi-au spus că aceste hotărâri de Consiliul Local privind cauza de utilitate, exact cum se numește această proiect de hotărâre, diferă modelul și articolele acestor proiecte de hotărâre în funcție de dacă lucrările sunt sau lucrarea este finanțată fonduri europene sau fondurile locale sau indiferent. Și aici este acest articol, că unul parcă era bine să-i trăi, dar... sunt legate. Exact ce am adus, trebuia completat acea hotărâre, nu le avea prevăzute și cum era hotărârea veche, nu reieșea că este prin fonduri europene. Și completarea determină că această hotărâre să devină titlul executoriu și să nu trebuiască să trecem prin alte modalități de punere în executare, conform codului civil. Tocmai pentru a urgenta procedura ulterioară. Suma care trebuie dată, care este spăgubit, se modifică? Nu se modifică nimic. Deja am completat acea hotărâre. Am înțeles. Cine dorește să ia cuvântul pe marginea acestui proiect de hotărâre? Domnul consilier Boboc, Constantin. Dacă mai dorește cineva, dacă nu, rămâne deschis. Poftiți, domnul consilier. Vă ascultăm. Domnul consilier, îmi pare rău că tot se apare așa cu câte un tir la câteva luni, așa, cu privire la acest proiect și e de dorit să se înceapă repede și lucrările. Nu numai tot proiecte, ne-am să dura până pisticam proiect. În comuna noastră, în Gorgești, oamenii au început să scoată WC-uri pe șanță, pe străzi, pe uliți. Și o să fim o comună de rahat până la urmă. Și să-l votăm, proiectul ăsta, numai să-l votăm. Hai să ne orientăm bine, să mai scoatem o urtie peste 3 luni, 4 luni, peste 5 luni. Nu e bine, doamne, nu e bine. Hai să ducem decidiții de la noi în comună. Nu ne opunem nimeni, vrem să fie, doamne, trebuie. Bun. Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră sunteți pentru acest proiect. De acord, da. Da, numai să ne trimitem mai repede la organele drept pentru declanșarea procedurii. Am avut un element de grăbire, absolut toată documentația pentru Apă Canal, deja am dus-o la Consiliul Județean să o verifice, dar în momentul în care avem acest proiect și avem virați banii pentru expropriere, să nu mai stăm de atunci să verifice, să vadă dacă e tot în regulă. Să terminăm în același timp, deci să mai scoatem... Da. O lună, două, să le mai scoatem din... Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii 32 din 31-7-2020. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri, unanimitate, domnul secretar. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 15 decembrie 2020. Și de prezentă, doamna primar? Tot, eu cred că nu este mare caz. Vă rog să explicați. Știți, persoanele cu salariile și sau indemnizațiile persoanelor cu grad de handicap din comuna, cu gradul 1 de handicap din comuna Gorgești,
Nu au primit acești bani, eu restanță am pus luna trecută, le-am dat pe o lună și mai sunt încă 3 luni restanțe. Am primit prin hotărârea de guvern 1044 din data de 4-12-2020 suma de 245.000, reprezentând plata salariului asistenților personal și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, sumă care nu ajunge pentru achitarea nici a 2 luni, deci nu a 3 luni, nu mai pune și concediile dacă ar fost de odihnă, nu mai spune și luna pe care am pus-o înainte, nu ajunge nici pentru plata pe 2 luni. De aceea, noi am mai suplimentat și ați văzut de la bugetul nostru local cu încă 8.000 de lei această sumă ca să putem să dăm la începutul săptămânii viitoare, cred, mai mult ca sigur, pe 22 salarii și indemnizații pe 2 luni pentru persoanele cu handicap. Și după ce am cerut la serviciul funcționalului cu salubritate exact numărul de persoane și este acea subvenție din partea noastră, am suplimentat la salubritate, că și acolo avem restanță cu 75.000, nu s-a plătit, adică nu s-au plătit nici facturile la salubritate de câteva luni. Și cam aceasta este. Căresc copiii cu ce sume, știți care vin la copii. Nu este nicio altă modificare ce ține de banii comune. Da, că dorește cineva, aș vrea întâi avizul Comisiei Buget Finanță, pentru că este specialitatea dumnealor. Buget Finanțe, domnul președinte. Aviză favorabilă. Da, domnul. Învățământ. Favorabil. La noi în comisii s-au ridicat câteva probleme privind neclaritatea unor termeni de aici, adică avirări între administrații și așa mai departe, pe care termen care solicităm pentru viitor să fie cât explicat în referatul de compartimentul de specialitate. Da, domnule președinte. Dacă este cineva care dorește să intervină pe marginea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Domnul consilier Dămoc, altcineva, doamna Bunuț, altcineva? Copil, domnul consilier. Dacă la articolul 1 lucrurile sunt clare, asta aș fi vrut și eu să fim lămuriți. Ce înseamnă aceste aprobări, virări din credite de la transferul între administrații, capitolul 245602? Adică mai concret, de unde să nu luați acești bani? Pentru că mai m-aș fi bucurat să fie totuși și doamna contabilă în sală, pentru că aș fi vrut să găsim o soluție pentru a bugeta următorul proiect de hotărâre, și anume achiziția de tablete. Bine, pentru bugetare, exact cum a spus, nu trebuia ședință, trebuia să solicitați înainte de la contabilitate, eu așa consider, o să vadă domnul consilier, dar așa cum se prezint din ședință, scrie, hai să căutăm acum acest sume și pentru asta să aducem contabilul în ședință. Contabilul, de exemplu, este plecat la Bacău cu niște documente. Nu se poate oricând să fie prezent. Nu numai contabilul, și de cărțeală. În schimb, dacă vreți și aveți plăcerea, domnule, să dați două explicații cu virările de credite, pe scurt, că... E greu de credit să facă cadrul acelui capitol. Da. Dar ca să te leagă... Dacă n-ați în comisii la timp, dar nu mai... Da. Vă rog să explicați, domnul Budău, dacă puteți, pentru încălzate de președinte al Comisiei Buget, pentru toată... Bugetul am fost prinții la capitolul 56, care așa se intitulează acest capitol, transferul între unități ale administrației publice locale. Sunt sumele care noi trebuie să le virăm către Consiliul Județean pentru întreținerea persoanelor cu handicap. Adică 10% sau 40%? Nu, procentul este 35%. 35%. Dacă Consiliul Județean nu ne-a solicitat aceste sume, că încă nu am stabilit concret, am luat legătura cu ei, noi aveam ceva sume în plus față de anul trecut și am considerat că suma de 83.000 este în plus la acest capitol, care nu se mai poate cheltui până la sfârșitul anului, și vom vira 8.000 într-o parte și
75, vin la salubritate. Da. Deci banii se iau de la bani pentru persoane de handicap. Da, da. Pentru persoane deținute la stat cu, cu handicap. Suma care nu a fost definată și nu a fost postată pe telefonul de țară. Deci... Deci ca să... Rămâne suma neutilizată la acest articol. Persoane cu handicap care sunt instituționalizate. Așa, da, păi dacă da, să facem precizarea, pentru că noi, domnul consilier, când am aprobat bugetul, am avut de contribuit cu o sumă de la persoane care aveau și erau chiar nominalizate acolo, persoane specifice și instituțiile unde sunt. Cât în jur de 7.000 am scris buget și diferent am considerat o viră pentru achitarea celor datorii. Deci dăm 8.000 la indemnizații persoanelor cu handicap adică, care sunt la noi în comună. Care sunt din noi și restul la salubritate. Da. Domnul consilier, sunteți lămurit cu problema? Nu sunt lămurit, pentru că noi am alocat banii pe așteptoare. Bănuiesc că a existat o anumită solicitare. Era un anumit număr de persoane. Era o anumită perspectivă, apreciere. Era o apreciere, atâta. Am înțeles. Am prăcut. Da. Era... Doamna Minuț? Vreau să întreb, în momentul în care se face bugetul, nu se structurează pe fiecare lună cheltuielile, mă refer la facturi, salubritate, telefon, energie electrică, ca apoi să nu le mai întâlnim la fiecare rectificare suma respectivă? Deci ar fi ideal să faci un buget la începutul anului și să nu mai fie nevoie să intri în el la felul de loc. Nu, dar mă refer pe partea de cheltuieli. Știm sigur că le-a sunt cheltuieli, dar nu putem să scăpăm. Partea de cheltuieli, de... da, nu mă bag eu, că nu mă pricep. Nu, doar întreb. Da, de acord, privind structurarea de probleme care apar în timpul. Nu, nu, stați ca să vorbim de rând. Partea de creditul trebuie să fie egală cu partea de cheltuieli. În funcție de veniturile pe care le-am avut la începutul anului, în bugetul inițial, am încercat să le, adică să ne schimbăm credite pentru acoperirea cheltuielilor în cursul anului. Însă aceste cheltuieli și venituri, pe parcursul anului, venituri doar să crească și cheltuielile de asemenea să crească. Și este nevoie să intervenim, așa cum intervine la bugetul de stat, și noi sub formă de, în urma bugetului, rectificări bugetului de stat, trebuie să intervenim și noi. Deci, la aceea dată, la începutul anului, au fost repartizate 717.000 pentru persoane cu handicap, plată salarii și indemnizații, și am mai pus de la noi 72.000 de lei. 800.000. Da, 900. 900.000. Așa, și... cheltuielile normal că nu erau acoperite, că salariile nu au fost acoperite și prin parcurs, în urma rectificărilor bugetului de stat, am primit sume. Am mai primit sume și în trimestrul trecut am mai pus, am pus chiar și luna trecută bani de la noi din bugetul local și acum am primit de la bugetul de stat, prin repartizare sumei din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, suma de 245.000 de lei, care era normal să o punem pentru plata salariilor pe luna octombrie și noiembrie. Și ne rămâne de plată luna noi, nu, am pus pentru septembrie și octombrie, ne rămâne acum luna noiembrie și dacă vom avea bani pentru concediu. Nu știu în ce măsură să mai poate rectifica. Concedii pentru persoanele pe indemnizații? Da, persoanele salariate. Însoțitori. Însoțitori, da. Mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. O singură întrebare. La rectificarea de luna anterioară s-au votat acei bani pentru o aută specială SBS-ul. Invocându-se faptul că trebuie banii cheltuiți de urgență, că... Nu că trebuie cheltuiți, că trebuie auto specială. Păi da, și că deci trebuie cheltuiți până la sfârșitul anului, ca să nu rămână banii în excedent. S-a mai luat o decizie în această... Tocmai ați spus până la sfârșitul anului, da? Până la sfârșitul anului. Da, dar totuși să lămurim, să facem precizarea. Nu că trebuie neapărat cheltuit, după de mine trebuie auto special. Chiar ieri a fost personal unde este un parc auto pentru, nu în localitate, în afara județului Bacău.
și spre surprinderea mea erau de primării, inclusiv Adauna la Târgoviște, pe care i-au trimis ISU să-și achiziționeze auto specială pentru accident, au multe incendii și nu fac față. Chiar la noi a fost și un incendiu la Răcătău, când e pe 1 decembrie. La Răcătău a fost la Vasga, de fapt, la Bălan... Ion, nu? Bălan Ion, frate Bălan Virgil. Și atunci chiar plecase pe drum autospeciala de la Paris să vină, s-au întors, că și lor le-a zis că neavând două și a fiind la primărie trebuie să rămână pe rază, că dacă se întâmplă la ei ceva, da. Deci oricum, achiziția se face până la sfârșitul anului. Alte probleme pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu supunem spre aprobare, cine este pentru proiectul de hotărâre în formă prezentată, vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării proiectului educație digitală pentru învățământul preuniversitar în comuna Horgești. Inițiatori? Cei doi consilieri USR. Vreau să aud cine vrea să prezinte proiectul de hotărâre cu raportul de... Să-i zicem expunerea de motive, mai bine zis. Asupra acestui proiect de hotărâre, dar ascultăm. Nu vreau să vă citesc tot referatul de aprobare, nu. O să discut, să vorbesc mai la modul general, pentru că cu toții știm situația pandemică prin care trecem, știm situația de învățământ la distanță, știm și din păcate că sunt foarte mulți copii care nu au acces pentru că nu au dispozitivele necesare pentru a desfășura orele de curs. Tocmai în acest sens a venit acest proiect de hotărâre și o să mă regret după aceea să văd atâta opoziție, atâta respingere asupra unui proiect care zic eu că e benefic și bine în folosul copiilor din comunitate. Am discutat și cu cadre didactice care mi-au spus că au undeva o prezență de 50-60% la ore, maxim 70%, asta în condițiile optime. Cazuri concrete de familie cu mai mulți copii, unde, de exemplu, intră și face ore doar cel care este la liceu la Bacău, pentru iar ceilalți mai mici care sunt din comună nu au dispozitivele necesare. Știm de acele proiecte care sunt și care prevăd că deja ar veni tabletele acum în luna decembrie. Nu aș fi vrut să luăm un număr enorm de tablete, ci aș fi vrut să luăm un număr de tablete care să le punem la dispoziție, să dăm banii, de fapt, către directorii instituțiilor de învățământ și ei să rezolve cazurile urgente, acolo unde copiii chiar nu au posibilitatea să desfășoare orele. Am văzut și avizele și faptul că să zic că nu e sursă financiară, tocmai de-aia să zic, cred că ar trebui să lucrăm altfel, ar trebui să lucrăm constructiv, să găsim soluții și a rezolvat situații. Pentru că eu acum, din ce spuneți dumneavoastră, am înțeles practic că nu e nicio problemă, că totul e în regulă în comunitate și că nu e nimeni care să nu aibă nevoie de aceste tablete. Știm cu toții că situația nu este așa. Având în vedere asta... Eu sper să luați o decizie, să aprobați acest proiect și să găsim și ne întâlnim poate dacă nu s-a aprobat astăzi într-o extraordinară și să găsim și sursa de finanțare. Mulțumesc! Mai aveți? Nu, atât. Mulțumesc. Adică sunt adresele școlilor care prevăd... O întrebare pentru... din partea mea ca și consilier. Nu ați precizat o sumă ca să vedem la cât ne referim. Adică cei care urmează să discute, să ia în discuție acest proiect, care doresc, vor să ia în discuție acest proiect, să știi cam de ce sumă e vorba mine, cât e, 200, 2000? Eram la undeva la 50.000 de lei. 50.000? Da. De undeva, nu? Da, ce mai bine să zic. Am înțeles. Acest proiect trebuie făcut în parteneriat cu școlile, care au numărul exact de elevi
care au nevoie de... Deci acest proiect trebuia făcut în parteneriat cu așa susținere, da? Sunt devizele directorului, sunt. Deci avem numărul de elevi necesari. Știm cu toții prețurile tabletelor în piață. Ele diferă și sunt undeva în medie, undeva la 600 lei o tabletă, da, care să aibă caracteristici necesare. Acum, de asta zic, atitudinea cred că e vizibilă de a nu susține astfel de proiecte care vin din partea opoziției, ca să spun. Probabil o să dați mai mult consilieri. Nu. Aveți să credeți? Da, operă. Da. Acum, de aceea opoziție vehementă făcută de către... Mi se pare că dumneavoastră aveți mereu să spuneți, consider și fac, faci cu ce ați considerat dumneavoastră, e chiar realitatea, nu există niciun dubiu că n-ar fi așa. Și apuneți problema. În privința opoziției puteam să mă plâng eu luna mai, iunie, când am venit cu acea propunere să luăm tablete, să fie până la începutul anului școlar, acesta, adică 2020-2021, acele tablete și chiar sunt filmările, ședința este filmată, a spus... cel mai mare opozant al acei propuneri ale mele. Deci asta e una. În afară, după aceea, nu mă lăsați să termin. Haideți să vorbim de rău, doamnă consilier. Este înregistrarea. Deci, doamnă consilier, vă rog frumos, doamnă. Mă lăsați, v-am întrerupt? Doamnă consilier, vă rog frumos. Și susa noastră este inexistentă. A mea era ilegală, a noastră este inexistentă. E cum trebuie. Îmi spuneți că aveți de la școli. Mă lăsați să termin? Îmi spuneți că aveți de la școli. Nu aveți nimic de la școli. Eu vă pot spune, în schimb, că am discutat inclusiv ieri cu domnii directori și astăzi. Mi s-au spus că zilele acestea o să vină tabletele. La Horgești, am și mesaje, deci tot. La Horgești propune domnul director să achiziționăm, dar întâi trebuie să facem ce... Ar mai fi 21 de copii pentru care... Nu s-a luat în calcul, nu au fost luat în calcul când s-au demarat acele programe, știți, s-au depus, pentru că acei copii erau în Anglia, ei s-au întors între timp. Am vorbit cu domnul director, urmează ca zilele acestea să-mi dea numele lor ale părinților, să luăm legătura cu ei, să facă cereri, pentru că noi, primăria, vedem ce putem face pentru ei, dar să fie și cerere, că poate nu vor. Poate sunt copii care zic, au venit din Anglia, trebuie să iau legătura cu acei părinți, celor 21 de copii, și să vedem ce facem, cum și cum facem, pentru că nu suntem împotrivă. Noi vrem ca totul să fie corect. În afară de corectitudine, care este cea mai importantă, haideți să vedem, venim cu un proiect, și ne-am opus vehement în luna iunie, când am fi avut timp până la 15 septembrie să achiziționăm, să aibă de la începutul anului, și când venim cu un proiect? Când deja de la școli avem adrese și ne spun că primesc tabletele prin program. E ceva ce... Dar, na, pentru a da bine, știu, cum puteți lucrurile? Nu. Asta e punctul de vedere a domnului consilier, că este necesar. Păi nu, e o problemă dumneavoastră, ca președinte, și vă stimez în mod deosebit, adică puteți să-i spunea, când dânsul zice, consider că nu este așa, o prezintă ca o realitate, ca și cum ce consideră dânsul, e chiar realitatea, reprezintă adevărul absolut. Nu e ceea ce crede dânsul și interpretează, a zis, opoziție, păi nici n-aș putea să discutăm proiectul și deja a zis că ne-am opus. De ce? Dacă ceva nu e legal la ce propune dânsul, există opoziție? Nu! Da, doamna, acum la ședință, am văzut atitudinea consilierilor, da? Și a dumneavoastră n-a văzut-o nimeni, că orice s-a propus, mi-a asta a fost împotrivă, deci tot noi care v-am aprobat, noi am mers Consiliul Local, mă refer trecut, că acesta n-a fost cazul. Și când ați venit cu proiecte, le-au aprobat, ceea ce nu putem spune de dumneavoastră că ați fi fost de acord cu ceva. Chiar acum, care face parte din acel grup PNL-USR de consilieri, v-a atenționat în ședința de acum câteva luni, când era în alt partid, și v-a zis, domnule, degeaba mai vorbi, că oricum sunteți la urmă, vă abțineți sau sunteți împotrivă. Și acum asta e situația, am timp să țin eu lecții de... Dacă este altcineva care dorește să discute prima din acestui proiect de hotărâri, haideți să luăm că impozitele și taxele care au cucerit toată populația comună și care depinde bugetul, au fost foarte puține intervenții. Prima din acestui proiect văd că sunt mai multe intervenții. Da. Deci, domnul Boboc, domnul Lila, ca să notez domnul secretar, dacă mai este cineva, închidem lista
să îmi permiți să mă scriu și eu puțin la cuvânt, după ce terminați dumneavoastră. Poftiți, domnul consilier. Mi-a scump discuția mea, să nu fiu așa, să nu plictisez pe cineva. Mi-amintesc de ședința aia din vară. Din... De la Cămin, Răcătău? Așa, așa. Mi-amintesc că în tabăra aia eram noi liberare ăștia, Aldi de atunci, eu, domnul Burnaru, ca să nu mai da. Mulți profesori. Și a fost vorba că vini cu tabletele astea de la Ministerul Învățământului care se ocupă. Da, am zis noi, doamne, ce să mai, de unde să mai luăm bani din Consiliul Local dacă deja vine aștia? Eu așa mi-amintesc. Dar cum, dacă vine o idee bună, nu înseamnă că e din opoziție, ci din, pentru copiii noștri, doar în așa o tehnologie nouă, așa se ceri la timpul ăsta, acum a avut de venire problema sănătății. Și nu erau așa că eu mă bucur că în Consiliul Local sunt oameni care au condus primăria asta din 40 de ani, din 40 de ani aici. Și mă gândesc că oamenii ăștia asemenea cu idei noi, pentru timpuri actuale noi, nu o să fie ca niște roboței, așa, acționați de o telecomandă, să ridici mâna sus și jos. Că-i venit lumea la televizor. Da, da. E bine, de unde vine ideea asta? Vine, e bună venită. Acum, da, îl considerăm că e bine, o să o votăm, dacă nu, nu. Da. Întrebare, deci de la Ministerul Învățământului nu mai vin, asta ați înțeles dumneavoastră. Așa cum au zis că vine, nici acum nu vine. Nu vine, nu? Bun, dacă aveți dumneavoastră informații, bun, pe deci, domnul director ne-a spus clar, zilele acestea, cum aș spus, săptămânii, vin prin programul POP, nu? Așa, și apoi imediat săptămâna următoare ajung prin celălalt program. Deci sigur. Da. Domnul Lieder. Referitor la domnului, la proiectul domnului Dămoc, aș avea și adăuga câteva cuvinte. Discutând acum 2-3 săptămâni cu domnul director, chiar am făcut și o evaluare și domnul director mi-a spus în felul următor că tabletele o să vină pentru școala Urgești, o să fie foarte puțin tablete, o să fie, dar discutând și analizând și mergând pe teren, am găsit foarte puțini oameni care au nevoie de tablete. Majoritatea oamenilor au telefoane, au cu ce să lucreze și mulți oameni vorbind cu domnul director, a spus domnul director că tabletele care o să li se dea, o să li se înapoieze înapoi. Și oamenii nu sunt de acord cu tabletele ca să le mai înapoieze înapoi. Vor să joacă și șeptică cu ele. Da, nu știu, așa a zis oamenii, discutând cu oamenii și nu sunt de acord. Problema este în felul următor. E bine proiectul domnului Dămoc, ceea ce a anotat, ceea ce a spus, dar încă nu este de folos și încă nu ne trebuie acum. Mâini pe mâini începe școala. Vom lua tabletele, vom lua. Ce vom face cu ele? Că școala trebuie să înceapă. Școala a început de mult, domnul. O să înceapă în 2021, este online acum, la moment de față este online, dar când școala o să înceapă, tabletele nu o să mai fie de folos la copii, nu o să mai fie de folos. Da. Asta e părerea, domnul. Dacă mai este cineva... Vă rog să-mi permiteți și eu să fac câteva precizări pe marginea, adică punctul meu de vedere, pe marginea acestui proiect de hotărâre. Domnul consilier, ați spus, ați prezentat la modul general expunerea de motive și bănuiesc că ați făcut lucrul ăsta din cauza că și proiectul de hotărâre la dispozitiv este la modul general, deoarece nu cuprinde niciun articol în mod concret. Avem nevoie de, în tablete, putem să luăm banii din punctul cu tare, capitolul cu tare. Să luăm banii de la capitolul învățământ. Vă rog frumos, să mă lăsați, după ce dumneavoastră spuneți. Spuneți de la capitolul învățământ. Capitolul învățământ, noi știm că directorii de școli sunt și ordonatori terțiari de credite. Lor le se dau sumele la începutul anului, le se repartizează pe unul pe trimestre care îi cheltuiesc conform bugetelor școlilor respective. Mai mult decât atât, în acest proiect de hotărâre dumneavoastră împuterniciți și transmiteți sarcini consiliilor de administrație ale școlilor. Oare consiliul de administrație a școlii este în subordinea consiliului local? Vă întreb așa, dacă nu duce la îndeplinire sarcina consiliului de administrație, proiectul ăsta de hotărâre mai are o valabilitate? Asta ar fi al doilea punct. Și al treilea punct, la punctul 6, este iar aceeași problemă. O sarcină transmisă din partea Consiliului Local sau trasată din partea Consiliului Local unei entități, dar nu putem să-i spunem entități, Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care nu are nicio legătură cu Consiliul Local. Noi am mai discutat lucrul ăsta când a fost problema proiectul ăla de hotărâre privind planul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care nu este atribuția Consiliului Local.
Și pentru că suntem la acest capitol, ca să, la acest punct de, la acest proiect de hotărâre, vreau să fac o întrebare și nu știu dacă vrea să-mi răspundă cineva privind articolul 7. În privind articolul 6. Deci, se stabilește că primarul Comunei Forgești, Consiliul de Administrație și așa mai departe vor duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre și așa mai departe. Domnilor consilier, oare și dacă nu se stabilește prin proiectul de hotărâre privind, buget, privind aprobarea impozitelor și taxe locale la ultimul articol, că primarul va lua măsuri de duce la îndeplinirea acestui proiect de hotărâre, primarul nu se mai ocupa de ducerea la îndeplinirea proiectului de hotărâre respectiv și a celorlalte proiecte de hotărâre, dacă nu stabilim noi printr-un articol? Aici avem două autorități. Autoritatea publică deliberativă, care suntem noi, și autoritatea publică executivă, care este primarul. Acele două autorități nu se subordonează unei altea. Nu există raportul de subordonare prevedit clar legea din punctul ăsta de vedere. Există raportul de colaborare. Pentru că dacă noi am aprobat un proiect de hotărâre care implică cheltuială și în bugetul local nu sunt, obligăm primarul să-l ducă la îndeplinire, în bugetul local nu sunt bani, primarul poate să dea o dispoziție la rândul său, că potrivit legii de primar emite dispoziții, poate să dea o dispoziție să stabilească sarcini pentru fiecare consilier pe satul respectiv să se ocupe de încasarea tuturor amenzilor, restante, impozitelor și așa mai departe. Oare ar fi corect? Nu, domnule consilier, pentru că legea prevede clar codul administrativ la articolul 200 sau 154, dacă nu mă înșel, nu-i nevoie, am aici, dacă vreți să știți, că primarul împreună cu personalul de la primarul este garantul ducerii la îndeplinire libertății, ducerii la îndeplinire legilor, ordonanțelor, hotărârilor, consiliului local și așa mai departe. Deci, el are obligația prin lege. În momentul în care s-a adoptat o hotărâre și primarul refuză să o ducă la îndeplinire cu rea credință, sunt sancțiuni pentru el. Nu trebuie să stabilim noi un anumit, printr-un anumit articol, sarcină în mod expres primar să ducă la îndeplinire. Doar cel mai clar, să zicem, sau cel mai puțin, cel puțin ar fi să stabilim în ultimul articol că secretarul unității administrative, secretarul general, va comunica prezentul proiect de hotărâre primarului comun și celorlalte autorități, care este obligația secretarului stabilită tot prin codul administrativ, să comunice hotărârile și dispozițiile autorităților și persoanelor interesate. Deci, din cauza aceasta, eu consider că proiectul de hotărâre nu are, prin dispozitiv, nu stabilește, este abstract total și nu ar trebui, și din punctul meu de vedere este că nu trebuie aprobat acest proiect de hotărâre. Eu sunt împotriva lui din cauza că nu îndeplinește nici condițiile legale, nu este sarcini abstracte. Asta este punctul meu de vedere. Dacă mai este cineva care vrea să... Da, faceți, domnul consilier. Stric la ce a spus acum legat de articolul 7. Să vă dau un exemplu cu articolul, pentru că să avem mai târziu, articolul de taxe și impozite. Da, 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 am spus. Exact același lucru, pentru că el este aprobat de 2 ani de zile și iată că nimeni nu l-a dus la îndeplinire. Adică? Tocmai primarul avea sarcina să ducă la îndeplinire acel proiect. Care, care? Privind plata taxelor și impozitelor online. Da? Deci, a, nu, s-a tășoarea. Păi, acum nu discutăm nici de asta. Spun, pentru că dumneavoastră a spus că nu avem voie să trasăm. Nu. Stați așa un pic. Despre care primar vorbim? Păi, primarul care era la ianuarie. Dar de ce nu l-a dus la îndeplinire, știți? Păi, la ultim. Tocmai. Deci, dacă vreți să găsesc justificări, se pasează vina. Nu, stați așa un pic. Dacă vreți, putem face discuții și din punctul 7, acum nu facem, v-am dat doar un exemplu. Nu, dar venea la rând. Vreau să vă întreb un singur lucru. O hotărâre adoptată din Consiliul Local, dumneavoastră aveți experiența de 4 ani, o hotărâre adoptată din Consiliul Local și care nu s-a dus la îndeplinire, cum procedează consilierul care este interesat? Face interpelare întâi, să vadă de ce nu s-a dus la îndeplinire. De câte ori am făcut interpelare? Nu știu dacă ați făcut interpelare. Eu vă spun că am făcut de cel puțin. Și ați primit răspuns? Nu, lunar. Și ce răspuns ați primit?
doamna primar. Nu doamna, doamna era viceprimar. Ce am făcut eu? Domnul primar v-a dat bajul. Da, discutăm acum. Nu. Scuzați, domnul consilier, nu am lețit la nicio ședință. Doamna, ați primit răspuns de la domnul primar? Am primit răspuns atât de la domnul primar, cât și la doamna viceprimar. Nu, de la mine? De unde scoateți toate consiliile și eu? Avem procese verbale. Păi nu, a zis că ați primit răspuns. Domnul consilier, da? Și ce răspuns ați primit? Nu. În mod concret, dați ca să-i mă ajut. Dar eu dădeam răspunsul. Ce răspuns ați primit? Justificările știm cu toți. Care sunt? Nu era aparatura necesară. Nu. Sau la ce vă referiți? Deci că nu s-a dus ăla cu plata online, ce răspuns ați primit? Doamne, că durează să negociază cu băncile pe nu știu ce comisiuni, că justificări. Bun, și de acum, dacă să zicem că s-ar adopta asta în 60 de zile, nu s-ar mai negocia cu băncile, nu s-ar mai nu știu. Deja avem oferte de la bărți. S-a făcut, eu am vrut să-l lăsat când însu, dacă s-a interesat și cu mine, deja noi avem dinainte de a apărea proiectul ăsta, se vede după document, a fost la bărți, a discutat, au primit ofertele, suntem în lucru cu problema aceasta. Deci se lucrează. Nu pozi de dânsul, că dacă vine și ne spune, ne bate la proiectul înseamnă că... Ajungem la proiectul ăla. Acum, dacă legătură cu asta, dacă mai sunt cu proiectul ăsta privind tabletele. O să concluzionez și o să spun așa. Dumneavoastră a spus că, practic, proiectul ăsta asta făcea. Făcea ca, împreună cu directorii, să facem o analiză punctuală cu toate sursele de finanțare care sunt, că vin tablete, prin fonduri, de unde vin. Să vedem exact situația la zi, care mai sunt, care mai e deficitul, să stabilim care, unde mai e așa și să asigurăm să vină sursa de finanțare și noi să completăm acolo unde mai era nevoie. Asta făcea proiectul. Dar asta spune, practic, acum nu mai e absolut nicio problemă comună. Nu. Păi asta se înțelege. Domnul Păzirea. Că nu mai e nicio problemă. Domnul Păzirea, nu putem da camera înapoi. Haideți ca să rămărim treaba. Proiectul ăsta de hotărâre nu este clar, este abstract, în ce sens? Este părerea dumneavoastră? Nu, este părerea mea, dar nu fie aici. Dumneavoastră abilitate pentru conducerea școlilor să facă cu tare, Consiliul de Administrație să facă cu tare, care nu sunt subordonate Consiliul Local și nu avem noi garanția că ele vor duce la îndeplinire. Unu. Sau dacă duc la îndeplinire, vin și sunt, dar am nevoie de 1000 de tablete, că avem 1000 de copii și trebuie bani de la capitolul învățământ. De unde știm noi ce bani vor fi la capitolul învățământ în bugetul care urmează să-l aprobăm în aprilie, mai martie, eu știu când în anul următor. De unde știm noi? Iar am adoptat un proiect de hotărâre care nu poate fi rezolvat. Și, domnul secretar, încă două cuvinte vreau să spun. Deci, acele răspunsuri de la adresele de la școli, ați văzut că scrie clar, răspuns la adresa noastră. Deci, eu intenționam să caut un program prin care să pot accesa fonduri pentru achiziționarea de tablete. Nici nu era discuția de această hotărâre acum, recent. Tocmai că am primit răspuns că se achiziționează prin cele două programe și nu se pot achiziționa pentru aceeași mobilă și aceeași mobilă tablete și prin alte programe. Deci eu am o discuție, dumneavoastră, veniți acum și spuneți, urmează să vorbim cu direct, dar de ce n-ați făcut procedura când inițiați ceva, nu discutați înainte cu persoanele de care depinde sau care au cunoștință despre lucrurile pe care urmează să le inițiați. Veniți întâi cu proiectul și apoi spuneți, urmează să discutăm cu persoanele care au cunoștință despre asta. Păi punem căruța înaintea băilor, așa facem. Eu v-am demonstrat prin hârtiile depuse că am avut discuție și se vede pe ce dată e răspuns și scrie adresa noastră, că e mult înainte de... Este de pe 19... Iniția dumneavoastră acest proiect. Cine a făcut adresa asta e vorba dumneavoastră? Nu, dumneavoastră, iar considerați, nu v-am spus că veniți cu o situație, cu un proiect și după aceea ne spune. Nu, dumneavoastră vi se pare că sunteți pus la cor și vreți să lăsați impresia. Nu, în Consiliul ăsta nu o să meargă să lăsați impresia asta, că așa ați făcut și tot ați postat și ați spus tot fel de lucruri și a zis, domnule, ce e în Consiliul Local, m-au nenorocit toți pe mine. Gata, asta am avut. Deci, dacă mai sunt ceva probleme pe marginea acestui proiect de hotărâri, dacă mai dorește cineva ca să intervină? Nu mai dorește nimeni? Nu trece. Dacă nu mai dorește nimeni, înainte de a-l pune la vot, vreau ca să citesc așa.
în relațiile dintre Consiliul Local și Primar, Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean, precum și între autoritățile administrației publice din comune, orașe, municipii și autoritățile administrației publice de la nivelul județean, nu există raportul de subordonare. În relațiile dintre acestea există numai raportul de colaborare. Deci, pe asta mi-am bazat eu faptul când am spus că proiectele de hotărâri n-ar trebui să prevadă sintagma primarul comunei X va trebui să facă și să deagă. Pentru că el are stabilit atribuția asta prin codul administrativ. O să iau la dacă nu mai sunt proiecte conținute. Poftim? O să iau la toate proiectele. Da, toate proiectele care conțin lucrul ăsta au în plus băgat treaba asta. Asta este punctul meu de vedere. Nu este o ilegalitate, dar nici nu este o legalitate să, ceva legal să transmit în termen de primarul trebuie să facă X. Și sunteți de părere dacă undeva s-a greșit să mergem în toate cazurile cu greșeală pentru că s-a greșit odată și există precedent? Nu trebuie să corectăm la un moment dat. Dacă, nu neapărat pe situația asta, pe orice situație. Deci veniți acum și argumentați că s-au mai aprobat odată sau de două sau de 10 ori și atunci trebuie și acum? Haideți să... Dacă nu mai sunt, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier, de doamna consilier și domnul consilier de la USR. Cine este pentru? Una, două, trei voturi, da? Cine este împotrivă? Dacă s-a abținut cineva? Avem o abținere, da? Doamna Albeiu. Și atunci 10 sunt împotrivă. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public și activității primării Consiliul Local al Comunei Hodeș și a Comisiilor de Specialitate inițiator cei doi consilieri de la USR. Avize dacă s-a discutat în vreo comisie, la noi Comisia Juridică am discutat și am dat aviz nefavorabil cu 3 voturi. Dacă celelalte comisii, Comisia Buget, a discutat proiectul? Da, tot la fel, nu la fel. Cu 3 voturi. Da. Domnul sau doamna consilier, care din dumneavoastră vreți să prezentați expunerea sau raportul de aprobare, ca să zicem așa, cu precizarea că amintesc că noi mai avem o hotărâre aprobată în Consiliul Local în mandatul trecut, tot pentru transparență decizională, conform legii 544, toate alea care sunt, toate actele normative care sunt invocate la, în preambulul proiectului inițiat de dumneavoastră. Și în hotărârea aceea erau aceleași acte normative, legii 544, legii 52. Proiectul vine ca o completare, de fapt, a acelui proiect. Acolo era vorba mai mult de plățile care se fac lunar de la bugetul local. Aici vorbim și de contractele de închiriere și concesiune. Vorbim de toate documentele care țin de activitate de urbanism, care ar trebui să fie publice. Vorbim de... Aș vrea să schimbăm un pic și procedura de transparentizare a ședințelor de consiliu local extraordinare și de comisii, pentru că proiectul prevede și acest lucru, numai pentru că e evident că cetățenii sunt interesați de cum funcționează Consiliul Local, de ce decidem noi aici, și să deschidem cât mai mult activitatea noastră către cetățeni. Despre asta este vorba în proiect. Sper că, dacă ați dat la tine favorabil, sper că ați citit cu atenție toată documentația, sper că ați văzut și normele de aplicare ale legii 544, unde prevăd toate actele care sunt stipulate în acest proiect ar trebui să fie publice pe site-ul primăriei. Ei prevede aceste norme, prevăd inclusiv modul care ar trebui să fie așezată în pagină, în site-ul primăriei, pentru că la noi aici nu se lucrează deloc la pagina asta de imagine, de transparență. Da, s-au făcut niște pași de mizi, avem niște, în urmă unor demersuri anterioare ale mele.
Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Asta nu înseamnă că trebuie să ne, nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Tocmai din acest motiv am inițiat acest proiect. Mai avem de lucru până la a spune că suntem cu adevărat o instituție transparentă, pentru din acel referat al aparatului de specialitate, asta se înțelege că noi am cam fi cu toate în regulă. Nu, mai e de lucru și trebuie să recunoaștem acest fapt. Chiar dacă punem acolo într-un colț pe site un anunț de angajare, vedem de fapt că la concurs se prezintă o singură persoană și că postul este... Am o întrebare. Site-ul are colțuri, margine și mijloc, cum e? Domnul Mitic, știți foarte bine ce vreau să... Nu, toate unii să știu. Eu nu mă prea uit pe site-ul... De asta trebuie să lucrăm la un patru oficial la instituție, să mediatizăm cu toții acest gen de concursuri, aceste adunări sătești, iată, uite, de exemplu, vi se pare ok ca într-un sat întreg să participe la o adunare sătească unde se desemnează delegatul doar 5 persoane? Vi se pare că a fost mediatizată suficient? Eu n-am văzut niciun anunț, am văzut foarte multe persoane vecini care se trebuie aproape de cămin, care nici nu știau că trebuie să... Am înțeles că ați participat la adunare. Păi, acolo unde s-a fost implicare, da, iată că au fost prezenți... Păi, stați așa, dar de unde ați știut? Cine v-a mediatizat de ați participat? Păi, iată că experiența mă face să mă interesez. Și de ce nu ați mers și la celelalte adunări? Toată experiența... Domnul Mitică, n-ați înțeles. E vorba de instituția primăriei, de conducere care trebuie... N-am văzut un afiș pe gar care să facă anunțe, deci... Chiar au fost afișe. Dispozițiile puse. Acum, de asta zic, nu vreau să înțelegeți și dar mai avem de lucru. S-au făcut niște paști, dar mai avem de lucru. Consider că proiectul este oportun, e benefic, vine în interesul cetățenilor de a avea acces la informații de interes public și chiar nu văd niciun motiv pentru care, și chiar l-am rugat pe domnul secretar să revină asupra deciziei de a nu acorda un aviz de legalitate, pentru că, din punctul meu de vedere, avizul este perfect legal, îl spune și toate condițiile. Domnul secretar, vă rog, cum să vă spun, punctul de vedere? Mai întâi vreau să precizez niște principii. Avizul de legalitate al secretarului vizează întregul proiect de hotărâre. Asta însemnând că nu vizează întregul proiect, dar nu înseamnă că eu consider întregul proiect nelegal. Dar acel proiect, intrând la vot în mod global, avizul meu nu poate să fie parțial pe articole sau pe doar pe anumite aliniate. De asemenea, de ce am dat acest aviz? Principalul punct în acest sens, n-am să mai dau încă o dată citirea articolului 85 aliniatul 2 pe care l-a citit domnul președinte de ședință. Da. La anexă, începând cu articolul 2 din anexă, se stabilesc o serie de obligații în sarcina aparatului de specialitate al primarului. Conform legii, aparatul de specialitate al primarului este o entitate funcțională aflată în subordinea primarului. Dacă s-ar stabili prin hotărâri de Consiliu atribuțiile aparatului de specialitate și a fiecărui angajat în parte, nu s-ar mai avea rost nici fișele postului, nici ROF-ul, nici regulamentul de ordine interioară, pur și simplu s-ar stabili și atunci aparatul de specialitate al primarului ar fi subordonat Consiliului Local. Mai departe mergând, s-a stabilit faptul că primarul însuși nu este subordonat Consiliului Local. Revin. Parcurgând anexa, începând cu, și mă refer la ceea ce are legătură cu inclusiv cu activitatea Consiliului Local și cu atribuțiile aparatului de specialitate vis-a-vis de activitatea Consiliului Local. Singurul funcționar din cadru care conform legii are obligații față de activitatea Consiliului Local sunt eu, secretarul general. Iar atribuțiile secretarului general sunt stabilite prin codul administrativ. Clar. Plecând de la aliniatul articolul 2, aliniatul 2, n-am să mă refer la tot ce înseamnă procedură de achiziție. Este un domeniu în care recunosc că nu sunt specialist, există altcineva în domeniul ăsta, nu pot să le știu nicio pe toate.
Dar plecând de la alineatul 2, unde se stabilesc anumite obligații legate de activitatea și de publicitatea ședinților, așa, ele sunt stabilite pe de o parte prin codul administrativ și într-adevăr, n-ar fi o problemă să fie stabilite și printr-o hotărâre, dar legea se aplică tuturor hotărârile numai anumitor categorii, da? Avem o serie de activități care trebuie să le îndeplinească aparatul de specialitate, spuneți dumneavoastră. Majoritatea trebuie să le îndeplinesc eu, sunt obligațiile secretarului, conform legii. Lucruri pe care eu spun că am încercat să le fac, nu spun că nu pot fi îmbunătățite, dar există și aspecte care, să știți că din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al posibilităților reale ale primării, nu pot fi făcute. Vă dau un simplu exemplu. Postarea tuturor registrărilor ședințelor pe site-ul primării. Noi acum aceste înregistrări sunt puse pe o platformă care nu trebuie să-i fac eu publicitate, să vă spun cât este de mare. Nu știu în ce măsură site-ul nostru, adică știu sigur că site-ul nostru nu mai poate să accepte acele înregistrări video. Sunt momente în care eu doresc să încarc hotărâri care sunt mai lungi și nu reușesc și nu mi le încarcă. Adică ar însemna că automat să începe să facem o cheltuială pentru a dezvolta acest site la un nivel nejustificat. Până la urmă, dacă sunt pe YouTube, că acum până la urmă acolo sunt, nu fac nicio publicitate, acea platformă poate suporta într-adevăr foarte multe ședințe și foarte multe înregistrări video. Site-ul nostru cu siguranță la ora actuală mai mult de două cred că s-ar bloca și atunci dar mai funcționa cu siguranță. Am să vă dau punctual câteva exemple ca să nu și vreau să înțelegeți că nu este vorba, eu nu am analizat acest proiect de hotărâre prin prisma inițiatorului. Da. Deci am discutat despre faptul că aparatul de specialitate nu poate fi subordonat printr-o hotărâre Consiliului Local. Mai departe, începând cu articolul 4, dar nu numai, sunt stabilite o serie de măsuri care au direct legătură cu regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Cu alte cuvinte, este o aprobare parțială a regulamentului. Dacă prevede ca ulterior regulamentul să fie aprobat din nou cu... Care regulament? Regulamentul de ordine de ROF-ul. Păi dar ROF-ul face primarul, domnule. Pot să-l oblig eu, Consiliul Local de Primar, să fac un regulament de organizare. Nu, referim la regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Nu mi se pare normal ca ROF-ul, ca document, să nu fie aprobat în integralitatea sa și să fie, să fiți la un moment dat, fiecare consiliu în parte, obligați că sunt fiind ținuți de o altă hotărâre și o să veniți să spuneți, domnule, dar eu nu pot să amendez sau să depun un amendament sau să modific ROF-ul pentru că avem deja o hotărâre că mă oblig să fac așa. Adică, eu cred, cred că totuși ROF-ul, regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, trebuie să fie un document sintetic și compact, care să-l votați toți cei prezenți și care trebuie să fie aplicat în integralitatea sa, fără să fim nevoiți să facem trimiteri la alte hotărâri anterioare. Și haideți să vă mai dau câteva exemple, acum unele o să spuneți că sunt subiectiv. Articolul 6, alineatul 2. Secretarul General al Comunii va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților relevante, precum și instituții prefectului și județului. Cine stabilește relevanța instituțiilor? În baza ce stabilește relevanța instituțiilor? Și codul administrativ spune clar, hotărârile care au caracter normativ se comunică pentru legalitate instituției prefectului și se aduc la cunoștință publică prin site și afișare, iar cele cu caracter individual se comunică persoanelor vizate și instituției prefectului pentru controlul de legalitate. Într-adevăr, dacă orice altă instituție este interesată de acea hotărâre, dar poate fi interesată doar de hotărârile cu caracter normativ,
se poate, ea fiind pus, adusă la cunoștință publică, poate folosi site-ul instituției, afișierul și poate lua, dacă chiar consideră că trebuie să fie comunicată, poate să solicite. Cine poate să aprecieze care este acea entitate relevantă? Care se da eu să apreciez, pentru că eu trebuie să comunic. Și atunci... Pot să vă adresez o întrebare? Spuneți-vă. Dacă eu după ședință merg și depun o hârtie și vă solicit în nume personal aceste documente, ca care de consilier local, da? Primăria, în baza legii, în termen de 10 ani, trebuie să-mi ofere răspuns, să-mi ofere aceste informații. Nu e același lucru? Păi nu e același lucru, pentru că prin articolul ăsta dumneavoastră considerați că eu trebuie să stabilesc care sunt entitățile, entități, acum, relevante. Mergem mai departe. Pentru a asigura caracterul public al ședințelor, atât ședințele fizice cât și cele online, vor fi transmise direct live pe pagina de Facebook a primăriei, pe o pagină de YouTube sau altă platformă, pe un canal dedicat primăriei. După încheierea ședinței, registrarea va fi disponibilă public. Nu știu că dacă la data această dată noi avem posibilitatea reală și respectând drepturile de autor și alte drepturi legate de platformele online să transmitem anumite și avem licențele să transmitem și să postăm fără a încălca oarecum legea. Toate documentele care se emit de către comisiile de specialitate și legătura cu acestea vor fi postate în mediul transparență, secțiuni comisii de specialitate din cadrul portalului, așa, în termen de 3 zile. De către cine vor fi postate? De către persoana desemnată? Persoana desemnată, primar din partea de specialitate. De nou. Există responsabil pe legea 544, nu este în plăție. Așa este, dar responsabil pe legea 544 nu este subordonat comisiilor de specialitate de Consiliul Local. Asta îmi place cel mai mult. Aparatul de specialitate a primăriei se va asigura că există dotarea cu echipamente audio-video, sală de ședințe, în sala de ședințe a comisiilor de specialitate, vederea transmiterii. Nu cred că nimeni în aparatul de specialitate poate să se asigure, doar dacă aduce de acasă. Că altfel nu văd cum aș putea, eu sunt din aparatul de specialitate, să impun primarului sau să impun consiliul local să facă o achiziție de echipamente. Da, Consiliul Local poate să dea o hotărâre, să facă o achiziție de echipamente. Cum pot eu să mă asigur că sunt acele echipamente? Dacă îmi permiteți, vă răspund. Această sală, la un moment dat, a fost dotată cu camere de luat de drept. Niciodată. Tocmai despre... Niciodată n-a fost dotată. Da, era un microfoane de ascultare. Erau microfoane de ascultare, ascunse, dar n-a fost. Camera n-a fost niciodată aici. Era pregătit de pentru țurca. Da. Nu, erau, vedeți că și aici greșiți, dar... Pentru roboție era aici. Nu erau pregătite, erau pregătite de țurca. Ca să știți că nu putea cineva... Nu, nevoastră, mai bine. Păi vedeți, de asta nu faceți afirmații. Au pregătite de el cu firma care avea contract. Da? Așa, ca să o lămurim și pe asta să nu considerăm ea altceva. Acesta este tocmai asta pe ideea proiectului. Să dotăm... Da, dar nu poate aparatul de specialitate, domnul consilier. Merg mai departe, bă, asta e aparatul de specialitate al primarului și după caz, instituțiile aflate sub ordinea Consiliului Local al Comunei Horgești au obligația de a publica pe pagina proprie de internet materiale prevăzute în prezentul articol. Adică decât tot ce am vorbit până acum. Din nou, am eu obligația de a face publicitatea ședințelor. Codul administrativ prevede clar. Mai departe, tot ceea ce nu mă obligă codul administrativ să public, nu cred că poate fi dat în sarcina aparatului de specialitate, pentru că ar însemna că jumătate din aparatul de specialitate ar sta și ar publica și ar face copii și ar scana. Deci am vorbit. Și așa, dacă vreți ca ultimă remarcă, mai avem articolul 8 alineatul 1. Sunt acolo precizate două platforme prin care Google Suite și Google Meet. În cazul actual de pandemie, da? Nu, dar faptul că le nominalizați nu vi se pare o practică anticoncurențială? Pentru că mă gândesc că sunt singurile platforme la un moment dat. Îl chemați domnul de loc și citiți toată legea. Păi dă-ți ordus, nu noi. Și ultimul, chiar închei, legat de modul de transmitere a convocărilor la ședințe. Nu găsesc aici articolul unde ați scris, dar cred că vă amintiți că spuneți că se vor comunica online pe adrese de mail.
Eu cred că micul administrativ îmi spune foarte clar, consilierii locali, și asta este obligația mea, sunt convocați în scris sau în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, de care vorbeam mai devreme, prin mijloace electronice. La urmarea regulamentului vom avea multe lucruri și vom face... Cu siguranță vom avea multe lucruri și cu siguranță voi încerca să-l punem în dezbatere. Pentru că va fi acolo de lucru, într-adevăr, pentru că vom funcționa 4 ani pe acel regulament. Da. Ca să concluzionez și eu tocmai de asta. M-aș bucura ca dumneavoastră și aparatul de specialitate să fiți partenerii, inclusiv partenerii noștri, tocmai în a veni cu idei și sugestii, la a veni cu proiecte care dumneavoastră, pentru că înainte de ședință, vreau să zic. Proiecte? Veniți direct. Ne combateți proiectele. Spuneți-ne înainte lucrurile astea. Proiectele e perfect legal. În forma asta este aprobarea sectorul 3 și multe alte... Deci, domnul vreau doar să precizez faptul că ați făcut remarca asta. Avizul meu de legalitate nu împietează asupra votării votărării. Da? Și nici asupra votării Consiliului de la sectorul 3. Mai mult, în condițiile în care o hotărâre care consider ulterior că este legală și avizul meu anterior a avut în vedere alte aspecte, pot să o contrasemnez pentru legalitate dacă se aprobă. Da. Dacă nu mai sunt, domnul... Atât, aparatul de specialitate nu vine cu proiecte. Domnul, da, consilierii locali au dreptul să inițieze proiecte. Da, nu consilierii, aparatul de specialitate. Adică, nu, se va vedea de ajutorul care dacă, se numă exprimarea. Dacă țineați cont de faptul că consilierii au dreptul să inițieze proiecte de hotărâre pe care le redactează cu sprijinul secretarului general al primării, probabil că nu s-a ajungea aici ca să facem o discuție. Discuția a fost cu domnul consilier, ne-am întâlnit, am discutat... Dar nu este redactat împreună? Proiectul ăsta e redactat împreună cu dumneavoastră? Nu, este redactat de domnul consilier și discutat cu mine, nu pot să spun, domnule Ferestricu. Deci, i-ați spus că... Înseamnă că i-ați spus că nu puteți să-i dați aviz de legalitate din cauza... pe motivele care le-ați expus aici. Cred că da. Da. Domnul consilier, dumneavoastră prevederea aici așa în preambul ați specificat clar că în conformitate cu prevederea legii 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă. Eu din câte știu, normele de tehnică legislativă prevăd că dacă există un act normativ pe o anumită temă, nu se mai poate aprova un alt act normativ pe aceeași temă. Deci noi avem o hotărâre a Consiliului Local adoptată la propunerea dumneavoastră, la inițierea dumneavoastră, nu mai știu în ce an și... 2016-2017, în sfârșit, știu că este aprobată și cred că nu am, din punctul meu de vedere, nu avea rost acest proiect de hotărâre așa de stufos. Eu nu pot, eu spun punctul de vedere ca și consilier, acum am încadrezit. De mine nasc aceste discuții. Okay. Mă bucur că nasc proiecte depuse de noi, nasc aceste discuții ample, chiar ce înseamnă să stănesc interes. Asta e un lucru pozitiv. Simțim victimizare? Eu, asta este, dumneavoastră, și mai este încă chestie, tot normele de tehnică legislativă prevăd că nu se motivează printr-un act în totalitate, ci pe articolul concret din actul respectiv. Bun, trecem mai departe, ședințele, caracterul public al ședințelor Consiliului Local, că asta este cea mai mare problemă pe și unde se fac dezbaterile, scrie clar în codul administrativ că posibilitatea cetățenilor cu domiciliu sau reședința în unitate, citesc din articolul pus de dumneavoastră aici și din codul administrativ, din unitatea administrativă teritorială respectivă de a asista la ședințele Consiliului Local și de a le urmări pe internet în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local și sau de a le urmări pe internet. Ca să participe la ședință nu avem spațiu respectiv, dar de a le urmări pe internet au toată posibilitatea. Sunt puse pe YouTube de către firma care ne asigură înregistrarea, sunt puse pe YouTube de dumneavoastră, de mine, de era domnul consilier, tu vezi cu care le pune cine vrea să duc la ședința Consiliului Local din data de astăzi, peste 3 zile găsește pe YouTube și scrie și păreri și nu știu ce, tot acolo. Bun. Dacă
nu mai sunt, mai sunt probleme primare de acest proiect de hotărâre. Dacă nu mai sunt, hai să punem la vot. Cine este pentru proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Sarcinată, Transate, pentru transparență și transparență decizională? Cine este pentru? 4 voturi, da? Cine este împotrivă? Pentru că aveam de a da o hotărâre. Eu sunt împotrivă pe lângă altele, țin de faptul că avem o hotărâre în acest domeniu. Cine este împotrivă? S-abține nimeni? Împotrivă, deci. De abține, dacă este cineva care s-a abține. Eu nu mă... Te abține, nu? Deci ar fi nouă... Nouă... Trecem la proiectul de hotărâre privind modificarea articolul 4 din HR numărul 3. Pot să citesc cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezente, se însărcinează primarul comunei Hodeș, Dețul Bacău și biroul încasare, taxe și impozite în termen de maxim 60 de zile la adoptarea prezentei hotărâri. Deoarece am mai făcut discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, să o întrebăm pe doamna primar care este situația, dacă știe a implementării proiectului care noi l-am adoptat în 31 ianuarie 2019. Da, întâi eu o să spun exact situația, dar vreau să mă lămuresc aici. Este o modificare a articolului 4 la HCLU din 31.1.2019, da? Modificarea este prezintă că se însărcinează primarul comunei Horgești, biroul impune și taxe locale. Noi nu avem birou acesta, dar asta urma să vă uitați în... că aveți statul de funcții și organigrama și nu aveam seama, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. Care? Hotărârea de înainte? Sau asta? Asta de mult. Că se modifică. Asta? Asta e clar că eu nu am înțeles. Prezentei, păi nu, e modificare la articolul celălalt și prezenta hotărârii era aia, se completa, asta se modifică. Deci asta ce este, se modifică hotărârea cealaltă. Și prezent autorii, mergem de la respectiv. În fine, asta e mai puțin important. Dacă aveți explicații... Și, adică nu puteam să duc în 60 de zile de la... Oricum, care e situația? Încă din... de la începutul, cred, să nu zic sfârșitul lunii octombrie, dar eu cred că sfârșitul, dar începutul lunii noiembrie, având în vedere că nu s-a făcut validarea mandat decât mai târziu, am dat delegație unui funcționar din aparatul de spital, chiar de la, care se ocupă cu impunerea în primărie, taxe și impozite tot, și s-a dus la bănci, a discutat, am primit ofertele de la bănci, absolut tot, și urmează să facem, numai că am primit răspunsul săptămâna trecută de la bănci. Da. Și funcționarul care se ocupă strict pe partea aceasta, și știți că pe sfârșit de an fiecare, toți funcționarii sunt ocupați de sfârșit de an cu situații, cu închidere, cu tot, este în concediu de odihnă, ceea ce nu puteam să interzic, că e dreptul dânsei. Urmând ca la începutul anului viitor, când vine din concediu, să facă următorii pași, care am înțeles că n-ar mai fi mult. Când informat Consiliul Local de modul cum se duc la îndeplinire prevederile hotărârii numărul 3. Eu spun că ședința din luna ianuarie, având în vedere că doamna care, funcționarul care se ocupă de acest, cu această treabă, este în concediu doar până la sfârșitul, adică începutul anului viitor, cum vine eu o să o întreb, pentru că și o să vin să vă prezint dumneavoastră, că dânsa știe exact. Aveți cunoștință cumva, deși în 2 ani de zile, tu mă acum... Nu, și doar dacă mă iau, că nu s-a făcut, că m-am opus eu data trecută și n-am votat proiectul. Asta am citit și eu pe o pagină de Facebook, la un comentariu, la un domn consilier prezent, care așa a zis că nu s-a dus, s-a făcut nimic, pentru că eu, personal, viceprimar atunci, n-am fost de acord. Și dacă n-am fost eu de acord, nu s-a făcut nimic. Deci ăsta a fost motivul. Dar e tot aceeași, consider. Eu zic că nu este motiv. Da. Domnul consilier, dacă ați primit răspuns motivarea privind modul sau explicații privind modul în care să acționează. Eu sper că anul 2021 să aducă la biroul de taxe și impozite posibilitatea ca cetățenii. Da, nu, dar dacă ați ascultat ce a prezentat doamna primar privind pașii care se fac, cum s-a lucrat
mai considerați că este necesar să supunem spre aprobarea acest proiect de hotărâre? Cu siguranță, da, da. Pentru că am văzut, da, adică găsim motive N ca să nu, să nu ducem la deplinire un proiect de hotărâre. Măcar așa știm că există un termen limită, că ne punem în mișcare. Iată, că pașii sunt făcuți, aparatura o avem necesară, băncile am înțeles că sunt consultate. Deci nu rămâne probabil de perfectat un contract și de, de început treaba. Da. Cine mai dorește să ia cuvântul? În legătură cu acest proiect, am ascultat ce a explicat doamna primar privind modul în care se acționează pentru ducerea celui la un proiect de hotărâre. Și dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pe marginea acestui proiect. Dacă nu, eu am să spun doar atât că în comisie noi am dat aviz nefavorabil pentru faptul că am considerat că sunt încălcate prevederile articolului 85 privind demisiunea unei autorități publice în atribuțiile altei autorități publice, Consiliul Local, în activitatea autorității executive, respectiv primarul. Cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre? 1, 2, 3, 4, da? Cine este împotrivă pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre? Ținând cont de faptul că el este în derulare. Deci, da. Abținere peste 0. S-a abținut cineva? Da. Da, trecem mai departe. La următorul proiect de hotărâre. La următorul proiect de pe ordinea de zi. Unde e noi că l-am făcut? Punctul 9. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Hodgești în Consiliile de Administrație a Școlilor Gimnaziale Hodgești și Răcătău. Comisia de Specialitate pentru Învățământ. Avizul. În comisia noastră s-a dat aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Dacă Comisia Buget Finanță a luat în discuție acest proiect de hotărâre? Favorabil cu 3 voturi pentru. 3 voturi pentru? Și un amendament. Putem prezenta? Da, propunerea a fost pentru școala gimnazială Hodgești, știți că trebuie să fie 2 reprezentanți din partea Consiliului Local, pentru școala gimnazială Răcătău un reprezentant. Criteriile pe care le-am avut în vedere la propunerea celor care sunt trecuți la articolul 1, am pus domnul Căliman Maricel este din satul Hodgești și are și copiii la școală. Domnul Velea Marian este din satul Soodor, care ține de școala gimnazială Hodgești, iar domnul Budnaru Costel este din zona Răcătăului și ține de școala gimnazială Răcătău. Aceste criterii le-am avut. În vedere, urmează ca dumneavoastră să votați sau cum considerați aceste propuneri. Deci, care era amendamentul? Mă scuzați pentru că am pus o întrebare și nu am fost atent. Vă rog frumos, domnul, mă scuzați. Domnul, că vreau să fac schimb cu domnul Budnaru. Schimb de mare. Nu schimb, pur și simplu. Da, haideți formulați deci, în momentul ca să-l deci, spunem. Pentru școala gimnazială de Răcătău să mă autopropun ca să înseamnă posibil de, de administrația școlii. Consider că ar fi poate oportună această implicare a mea. Este evident că m-a interesat acest subiect educația. Poate, de azi, ar fi bine poate o părere obiectivă de acolo, de la școala de Răcătău. Domnul Budnaru fiind și cadrul didactic, eu pot să fie reprezentat din partea cadrelor didactice ale școlii. E una din partea primăriei. Cred că ar fi ok de să... Da, noi ne-am gândit la și la următorul proiect de hotărâre, chiar v-am propus să faceți parte, să fiți dumneavoastră. Păi, comisia de... Da. Din comisia de calitate. Da, vorbim de cu totul altceva. Păi nu, am zis. Dar de ce nu v-ați autopropus la Hodgești? La Hodgești a existat acea discuție cu un posibil conflict de interese. Nu. S-a lămurit încă de acum. Pe mine mă surprinde faptul că
domnul propus domnul viceprimar și mă gândeam la conflictul ăla mare de interes. Nu, am trecut. Acum sunt specialistă în trecutare. Am avut domnul, dar mă grijă să fiu specialistă în asta și mă bucur. Deci nu este, nu? Cât trăim, învățăm. Da. Deci rămâne propunerea dumneavoastră să faceți parte din locul domnului Bodnară. Să fiți dumneavoastră de semnat, da? Am și eu o propunere. Mandatului. Poftiți! Domnul secretar, zic și eu, dacă mi se permite discuția, să discut. Domnule, având în vedere că deciziile care le-a Consiliul de Administrație de la Orgești privește și școala noastră de la Soldor, oamenii apropiați de domeniu, acolo se discută, că și eu am făcut parte din Consiliul de Administrație la școală la Orgești. Da. Și acolo se discută anumite probleme care au viitor în bună organizare la școală și anumite alte probleme. Și mă gândeam eu că cei mai nimeriți oameni apropiați de asta, care cunosc în domeniu, era unul ca dumneavoastră, ca domnul Butău. Asta trebuie să fie domnul Velea, că el e începător, nu știe despre ce e vorba acolo. Îi dăm șansa să vedem. Da, trebuie cu domnul Căriman Maricel. Tine, nu, tine, fost tine, așa, are probleme, nu știu că e omul rău. Nu zic că sunt oameni răi, domnule, dar nu sunt cunoscători din domeniu, domnule. Agricultori ca și mine, domnule. Nici eu nu vă începe amână. Domnul consilier, am o mică întrebare. Care sunt atribuțiile reprezentantului Consiliului de Administrație? Ia parte la ședința. Domnule, acolo se aduce la cunoștință modul de organizare la școli, ce trebuie făcut la școli, ucit cu bunătățiri, cu ce trebuie să vină, cu vine și cele anumite ședințe la Consiliul Local. Nu trebuie oameni de umplutură acolo. Chiar vă spun, ucit, domnul, dați-mi a două așa că... Vreau să nu faceți față? Domnule, eu consider că așa a fost tot timpul. Eu nu am făcut față nici la biserici. Domnul președinte, vă mai dă unul. Vă rog, da, domnule, spuneți, domnul Vierea și domnul Budnar și Dora, domnul Boboc a spus că a fost și în comisia administrativă. Deci dânsul nu a fost eficient. Eu n-am fost eficient. A fost, deci, de acord. A știut toate alea. Ăștia nu mai, ăștia nu-s buni. Sunt neștiutori, agricultori. Unii oameni au pus oameni de la mai buni. Sunt buni. Sunt buni. Sunt buni. Sunt buni. Facem precizarea că din cât știu eu, membrii Consiliului de Administrație nu sunt contribuiți. Da. Deci, atenție. Propunerea dumneavoastră este ca să fie propunerea mea. Ca să luăm măsuri bune, domnule, având în vedere lucruri bune pentru comune, sunt gospodării. Nu trebuie să fim ca niște roboței noi, consilieri locali, dirijați de o telecomandă, stăm în sus și coborâm. Hai să vorbim că l-a contribuit. Și a trecut după ani, că nu știa cum mă cheamă. A trecut prin asta, acum 10-15 ani ați fost și voi. Acum nu știu, este iar greșit. Conflictul ăsta dintre dumneavoastră ca domnul, ca persoane așa, sau ca și consilier din grupuri. Noi, eu și Dan așa am plăcut. Ca și consilier din grupuri diferite, noi nu mai miște. Supărați că i-o da post, postul Crăciunului și aparte. Vă da are postul ăsta. Da. Între noi doi, domnul Bobo, tot timpul o boșecare. Haideți să vă spun. Iertate fie cuvintele dumneavoastră și ale celorlalți. Haideți să vorbim în mod serios. Orice persoană, ales care are copii la școală, părerea mea, este foarte face parte din Consiliul de Administrație și să fie de acord sau nu, să propună, și eu am nepoți, și să fie de acord sau nu cu regulamentul, probabil și consiliota funcționează cu regulamentul, deci sunt stabilite atribuții pentru fiecare regulament, poate, nu mă pricep. Haideți să supunem spre aprobare propunerea prima dată, deci proiectul de hotărâre prevede ca de la Horgeștiu facă parte domnul Căliman Maricel și Bele Marian, în calitate de consilieri, și de la Recătău domnul Burnaru Costel, care este și consilier și este și cadru didactic la acea școală. Propunerea este ca în locul domnul Burnaru Costel să fie domnul Democine pentru această propunere. Cu timiditate, 4 voturi pentru. Cine este împotrivă?
Dacă s-a abținut cineva, domnul Bunar, n-ați votat nici pentru, nici consider că nu-i Jimile acolo. Domnul Budău? Nu. Da, sau mai tare, domnul Budău. Mă, stai, ce mă stai? V-am spus că nu. A, da, sunt ca un robot, ce-l așa. Mai tare, domnul Budău. Da. Ca un robot, ce-l așa, păleț. Dumneavoastră știți, 40 de ani că a fost roboțel. Consilierii nu sunt roboțel. Eu discut cu domnul. Eu om de stimă, domnul Budău. Da. Supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Împotrivă! Abțineri! Ia uite, în unanimitate. Dar n-a văzut domnul Damocu cum votat. A votat pentru. Da? Că, da, de era normal. Deci, dar avem abțineri, doamna Nunuț, da? Da. Da, dar unii... După cum. Așa văd rău. Da, deci sunt 13 ori. Da. Trecem la următorul punct privind desemnarea în comisia de evaluare. O comisie, după părerea mea, destul de importantă. Comisia de evaluare. Comisiile de specialitate, comisia de învățământ, aș vrea avizul dumneavoastră. Avizul favorabil, vă rog frumos să fiți atenți. Dacă altă comisie a mai luat în discuție acest proiect de hotărâri? Da, noi favorabil sunt 3 voturi. Bancheri. Tot 3. Da. Noi ne-am luat în discuție în comisie, în comisia de specialitate acest proiect de hotărâri, pentru că, sincer, nu prea ne amestecăm în problemele de învățământ. Eu atât am zis acum, am văzut, dar este domnul secretar că trebuie să vedem, deci anul școlar 2021-2022, adică valabil de la 15 septembrie, anul viitor, la 15... Eu m-am raportat la adresele școlilor, că ei au solicitat pentru 2021-2022. Este vreo eroare în sensul ăsta? Adică stabilim acum pentru ce să fie de pe 15 septembrie, anul viitor? Păi da, cred că e aici. Nu, dar anul trecut s-a stabilit. Trebuia stabilit de la începutul septembrie, dar dacă s-au pentru abunat, anul ăsta, dar nu 2020-2021, nu 2021. Da, exact, așa de deci aici e greșeală. Păi stai puțin, dar luna august, dacă nu mă înșel, păi s-a stabilit pentru 2019-2020. Nu, care au? N-am mai făcut nici acum. Anul trecut, în luna... Doamne, în adresul lor... Da, la sfârșitul lui august anul trecut, așa cer în fiecare an. La început... Pe 2020-2021, nu cum e în proiect 2021-2022. Da, păi nu, aici să corectăm când scoate votul. 2020-2021. Deci toți cei propuși aleși astăzi sunt valabili până anul viitor, în septembrie, la începerea noului an școlar. Și anul viitor să avem grijă să dăm mai devreme, să nu mai stăm până de ce. Domnul Cristinel Claudiu, iar pentru școala Recretău, doamna consilier Savin Simona. Dacă nu mă înșel, dumneavoastră la experiență. Acest domnul nu mă înșel și anul anterior. Aici aveți posibilitatea, uite, evaluați tot calitatea educației la nivelul școlii. Da. Am la cuvânt s-a înscris domnul consilier Zămor. Vă rog, domnul consilier, pregătește altcineva dacă dorește. Am vedere că a fost rescris proiectul ce prevedea investiții în învățământ. Mi-a fost refuzat solicitarea de a mă implica în Consiliul de Administrație la Recătă. O să refuz și eu propunerea și o să rog că doamna primar să nominalizeze pe altcineva în această... Nu, dacă s-o refuzați, veniți cu un amendament și spuneți pe altcineva.
perfect. Eu mi-am făcut. Dumneavoastră m-ați desemnat fără să mă întrebați, așa că o să mă rog să-l desemnați pe altcineva, că nu eu fac. Deci a fost o propunere, nu v-a desemnat. A fost o propunere și urmează să facem altă propunere. Și aici, dacă nu, ținut cont de ce a fost anul trecut. Dacă nu vă desemnam cu ce... Dacă v-am luat, dacă ați avut... Cu ce mai făcea schimb cu mine? Cu ce propunere mai bine? Merge domnul Bădău, rog pe domnul. Da, nu e nicio problemă. Putem să avem 15 consilieri, să desemnăm pe altcineva. Dar nu știu ce e domnul Claudiu, că e vorba de evaluare, de asigurare calității. Da, eu... Chiar la putea vieții de ei. Da, să propunem de... De cine va de la ei? Era mai bine consiliul de administrare? Da, uite, doamna Mumuț, nu doriți? Nu. Nu, mulțumesc. Doamna Arbi, domnul Boboc. Domnul Boboc, tot domnul Boboc, a fost refuzat. Nu scupete, tu sunt agricultor. Deci dacă nu vă dăm noi, vă supărați, dacă vă propunem, nu e, dacă vă dăm. Haideți să discutăm. Mă gândesc că acum nu știu cine mai e competent pe ei să întrebăm, să facem evaluare, că nu știu cum să-i ia. Dacă au fost, nu mai vreți să fie, gata? Dar dacă supune la vacea probomă, ce nu refuză. Atenție, consiliul local poate stabili sarcină pentru un consilier. Fără discuții lucrul ăsta. În exercitarea probabil ne băgăm peste altcineva. Dar nu facem nimic cu... El poate din modestii sau din... Domnul consilier... Nu s-a supărat că i s-a luat acadea de la prima dată. Da, vă rog frumos. Domnul consilier... Chiar refuzați? Da. Categoric. Bun. Categoric. Doamna Nunuț. Refuzați categoric. Motiv? Pentru că sunt parte inițiatoare la proiectul cu tabletele și au fost refuzat. Deci nu vă interesează calitatea învățământului. Nu. Nu știu altceva să spunea. Aici e consilier că noi am discutat în comisie... Vă rog frumos. Am discutat în comisie și am cam lămurit o treabă. Acum, vezi, ne pus pot alături. Schip termenul la ședința viitoare. Și mai ce vii cu buzeul. Eu, domnul Boboc, probabil că este plictisit de... Nu scopete, domnule. Dacă de la pompii funebri îl pune un director la spital, nu o să iei groapii pe toți. Eu m-am gândit că e soția dânsului, lucrează acolo și soacră. La școală, la o ține de școală la Horgești. Ce lucrează? Angajator. Și stai așa. Consiliul de administrație iau decizii. Dar în controlul calității învățământului nu are niciun... Dar și învățământul, când se face controlul calității, se întreabă câteodată cu mătura? Nu! Aici știi cum și cu cuplu. Păi, n-am înțeles. Care-i problema? Și eu tocmai m-am gândit acum. Care este problema? Controlul calității trebuie cum de unde? Căută, mergem afară, hai să vedem. Domnule, a rămas Orban fără funcție. Ăsta așteaptă posturi, îl căutăm, e bun? Să-l luăm aici. Doamna Albei poate vrea să-i propunem. Doamna Albei, acceptați? Nu știu ce atribuții sunt. Atribuțiile se stabilesc de către împreună cu directorul, deci consiliul funcționează după un regulament sau după care se stabilește. Consiliul de administrație nu este subordonat. Atunci propunere doamna Albei, dânsa acceptă, încearcă. Da, cine este pentru doamna Albei ca să facă parte? Felicitări doamna Albei. Avem împotrivă? Abține? Da, cu unanimitate. Eu, abținere domnul Boboc, da? Și domnul Dămoc, sunteți pentru, da?
Nu-i competent de nici doamna Andreea, nu mă. Nu, doamna, dacă... De departe, doamna, dacă nu l-a ascultat... Nu l-a ascultat, abțință imaginea. Păi nu votați, nu votați... Dar ce? Bine, Andreea, pentru pe. Nu, dar asta e un amendament, acum nu votați în totalitate și cu doamna Sabina. Da, așa este. Da. Grava asta de asta. Suntem obosiți, trebuie să-mi dați o pauză. Da, eu sunt odihnită. Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea în Consiliul Local, reprezentantul Consiliului Local în cele două, în comitet, în Consiliul de Administrație și în Comisia de... Comisia de Evaluare pentru Școala Horiges și Recătău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Bobo! Vreau să văd dacă mergeți pe ziua. Cu linia asta, domnule, mă pot schimba. E disciplina să te depești. Hai mai după azi, domnul secretar, de primul și minunat. Nu mă lua credite că vedeți că s-a de la una la altă. Vreau că o aici. În adunarea dumneavoastră, astăzi. A, și cu Adisă și cu Adisă. Proiectul de hotărâre privind reprezentarea, desemnarea unui reprezentant în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare și Salubrizare Horgești. Doamna Teme este inițiator. Da. Și este și propusă. Aici cred că e o formalitate, deoarece primarul... Primarul reprezintă... Și au legătură cele două, Mateu... și la DIP și la DIP, adică să scurtăm, așa că tot discuția se facă aceleași discuții. Și este pentru, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. O singură întrebare, la un moment dat s-a pus în discuție să stabilim și o persoană în care să o înlocuiască. Primarul de parte de 30 ani. Este specificat undeva? Dacă o să consider că nu mă pot prezenta și trebuie să mă locuiască cineva, vin cu acel proiect de hotărâre. Momentan nu. Zic că mă pot prezenta. Nu, dar trebuie să precizăm iar codul administrativ. Primarul reprezintă unde, în caz de vacanța primarului, vom desemna pe altcineva. Când din motive bine întemeiate, nu-și poate duce la îndeplinirea trebuie. Este o solicitare expresă a DIS. Anul trecut, așa e, anul trecut Adis a solicitat stabilit un locuitor, cred că n-au avut o perioadă în forum și... Era spre sfârșit și la început să mâncă câine, la sfârșit să băteau stăpânii și așa că era spre sfârșit. Dacă vor vrea ulterior, vom face un proiect de hotărâre acum să nu spună că noi nu mai vor anul ăsta, că și-au schimbat, că și legile se mai schimbă. Da. Așa este, anul trecut ei au solicitat. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat la punctul 11. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri. În unanimitate. Trecem la punctul 12, desemnarea primarului în Consiliul de Administrație. Ca reprezentant legal al proiectului ăsta de alimentare cu apă, canalizare și așa mai departe. Sate de epurare, sate de Sohodor, Recea, Răcătău, Galeri, Bazga și Răcătău de jos. Proiect care... I-a mersut la pensii de mult înainte de a se pune. Dacă pensii nu iasă și alții la pensii până să va ieși. Așa zic și eu. Pentru asta mă duc. Cine este, dacă sunt discuții asupra acestui proiect? Am discutat despre el și când am aprobat expropierea, modificarea. Dacă nu, cine este pentru? Doamna, primar, sper să ne informați cât de repede. Împotriva, cine avem? Nu. Proiectul ultimul privind luarea la cunoștință, dar nu. Nu. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință de către Consiliul Local al Comunei Hotărâri de Bacău a raportului privind modul de ducere la îndeplinirea deciziei 69 din 2014 și a deciziei de prelungire a deciziei 69 din 2014 cu Camerei de Conturi Bacău. Domnilor consilieri, dacă ați studiat acest raport și dacă aveți, pentru că noi trebuie să luăm la cunoștință, nu trebuie să aprobăm sau să respingem, să luăm la cunoștință în modul cum
s-a lucrat pentru ducerea lui la îndeplinire. După ce a fost curtea de conturi în 2014, a constatat unele nereguli, așa zise nereguli pe care dumneavoastră le-au constatat, au stabilit niște sarcini, administrația locală a luat măsuri, curtea prin decizii le-a verificat și mi le aduce la cunoștință. Dacă să aveți ceva discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, pe marginea acestui raport. Eu, din câte am văzut, tot ce a sesizat curtea se află pe rolul instanței de judecată, Bacău. Instanța de tribunal. Și nici curtea, nici nu se pronunță dacă sunt sau nu legale, pentru că sunt deja vreo 26-27 de termeni. Consider că trebuie să așteptăm să vedem cum se va finaliza, pentru că acolo este cam încălcită treaba și din cauza asta stau și două construcții la Răcătău, sau una, mai bine zis, o construcție la Răcătău începută. Și se degradează de zi cu zi, nimeni nu poate să intervină pentru că nu există un raport de expertiză clar care să fie supus dezbaterii sau instanțe de judecată. Iar poate se gândesc, sunt unii domn consilieri care iau în calcul că am avut control la curții de conturi chiar anul acesta. Păi nu, poate se gândeau de ce nu apare celălalt. Ne-a fost comunicată decizia, s-a făcut contestație deoarece s-a greșit când s-a dat decizia, s-a făcut un calcul, nu sunt mari greșelile, dar s-a greșit. În loc se calculeze la niște case la impozite 0,1, s-a calculat cu 1 și sumele veneau imense față de cât ar trebui să... Și, nu? Asta era una din contestații și niște ani la niște ani ca și sume. Și de aceea nu l-am prezentat, pentru că așteptăm răspunsul la contestații și de-abia după aceea urmează ca să prezentăm în Consiliul Local, exact cum am prezentat acesta, prezentăm și raportul de audit al Curții de Conturi de întocmit anul acesta. Și avem ultimul proiect, proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Arvinte Vasile, probabil că sunt... Da, are cererea, ați văzut și asta, de demisie, având în vedere că a avut conform legii 161/2003 posibilitatea ca în termen de maxim 15 zile să aleagă între funcția de consilier local și cea de funcționar public, nu funcție de funcționar public, calitate de funcționar public, și dânsul a optat pentru calitate de funcționar public și ca urmare și-a dat demisia din funcția de consilier și automat locul a devenit vacant. Urmând să facem demersurile, domnul secretar de fapt, să facă demersurile necesare pentru validarea unui alt consilier. Acum știți și dumneavoastră și ați văzut, este prima dată când validarea se face cu totul altfel decât era pe 215, acum e pe codul administrativ și trebuie o hotărâre a instanței. Merge pe aceeași procedură care ați fost validați fiecare. Exact. A, deci la dumneavoastră e rău că aveți doar 4 luni. Vreți 4 voturi pentru când e unul împotrivă? Cam aceasta, adică... Votăm, totuși, nici asta nu-l votăm. Ba da, votăm pe ăsta, trebuie să votăm. Eu zic și pe celălalt să votăm. Și pe celălalt, eu zic totuși să votăm. Dacă nu știu, eu la cunoștință. Întrebarea este dacă ați luat toți la cunoștință de raportul Curții de Conturi. Dacă ați luat toți la cunoștință, eu am luat. Votăm... Aveți ceva împotriva raportului? Domnul Budeau, nu s-a votat dacă s-a luat la cunoștință raportul Curției Conturi. Haideți să votăm, că trebuie votat. Dacă aveți ceva împotriva raportului Curții de Conturi privind modul în care au fost dus la îndeplinire cele două decizii. Decizia inițială, decizia de prelungire. Mulți din noi de aici nu știe ce înseamnă raportul Curții de Conturi, domnule. Nu știe nici despre cine e vorba. Dar nu l-ați citit-o? Nu s-o explicat, dar așa... Nu l-ați citit, ce să vă explic? Majoritatea nu eram consilier local atunci, n-am avut, nu știm... Păi nu, dar nici eu nu eram consilier local atunci, eram pensionar tânăr. No, și... Dar acum este pentru că s-a dus la cunoștință, că nici noi, contestație s-a făcut. Noi,
nici colo, că i s-au pus mult în cârcă. Acum fiecare până la urmă are să faceți cum dorește, nu... Exact. Și să se leagă un lucru. Deci dumneavoastră acum prin vot, nu vă dați acordul sau dați acordul cu raportul. Spune asta la cunoștință. Că în rest... Haideți, dar atunci... Dar atunci nu discutăm pe marginea acestui raport decât doar atât, dacă sunteți de acord cu el sau nu, pentru faptul că deja am spus să află pe rolul instanțelor de judecată. Absolut tot ce este prevăzut în acest raport. Cine este pentru luarea la cunoștință acestui raport prezentat de Camera de Conturi Bacău, Curtea da. De Conturi Bacău, Camera de Conturi. Pentru decizia 69 și prelungire. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cine este împotrivă? 1. Cine se abține? 3. 2. Se abține și 1 împotrivă. Și recomandarea este ca să... Noi nu știu dacă avem competență să ne implicăm. Vedeți că faceți iar o afirmație. Ce spuneți, domnul Albei? N-are nicio treabă, domnul Albei, cu acele procese. Strict, domnul Țurcan. De ce îi induceți în eroare? Albei, la conducere aici, pun la... Nu, a zis că procesele. Deci raportul, nu să nu inducem în eroare. Raportul face la instituția primar de atunci. Dar dacă m-ar citi domnul Bovoc, că scrie în raport. Nu, citește domnul Bovoc, dar îi place așa să-și pachese. Să se pune la modul general. Nu, matale, când vrea să vezi de la toarele, matale, când cu șurmele. Și fiecare... Biserica matale. Fiecare să-și vadă de ale noi. Dați acolo și citește nimic. Nu, 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 domnul Gărbăr, domnul Gărbăr, hai să lăsăm că de multe ori știți bine să nu te pui în proapă. Ce ai de zis? Onorat! Asta este, avem onoarea să-l avem printre noi, ne purtăm ca tare. Haideți, vă rog frumos să... Domnul consilier, domnul viceprimar, domnul consilier, vă rog frumos. Aveți puțin dică răbdare, că mai avem un singur proiect la ordinea de zi, și anume constatarea vacantării postului de consilier local a domnului Arvinte Vasile. Cine este pentru constatarea vacantării? Este cineva împotrivă? Nu mai vreau, Se abține cineva cu unanimitate de voturi. Și ultimul punct cel mai frumos, întrebări și interpelări. 1. Domnul delegat Sătel. Boric, da, domnul Boric. Dacă mi-am inteles bine, frumos, mi l-a prezentat cineva când a început seminarul la... La Roma. Da, parcă mai era cu cineva. Altcineva? Dacă mai este cineva, domnul Dudulică Gheorghe? Domnul consilier, vă rog frumos să vorbiți când era în rândul. Avem 2, 3, 4. Mai este cineva? Mulțumim frumos, ne oprim la numărul 4 și începem cu numărul 1, domnul Băurici. Domnule consilier, vreau să vă aduc la cunoștință două probleme din satul meu, satul Galeri. 1. Și mi se pare cel mai important, e vorba despre stâlpe de electricitate care aproape o parte din ei se prăbușesc și o parte din ei mai țin doar firele. Consider că aici ar trebui un proiect sau să facem o sesizare la organele competente pentru a se interveni, nu doar pentru faptul că se dărâmă. Aici, dacă se dărâmă, se poate declanșa cu un incendiu. Nu? Din cauza scurtului provenit. Nu doar la stâlp e o problemă, ci și la stâlpul care este legat transformatorul. Transformatorul este suspendat pe pământ. De-a lungul timpului și de-a lungul ploilor, pământul s-a spălat și a rămas partea de beton sau stâlpul deasupra. O a doua problemă care... În urma discuțiilor cu consătenii mei, este vorba despre aruncarea gunoailor ilegală. Aș putea să zic câteva puncte.
la podul de la Hermeziu, fostul pod, sau în fața magazinului de la Hercio, acolo se aruncă gunoiul cu roaba. Consider că ar trebui în prim plan să intervenim cu câteva plancarde de interzicere a gunoiului și poate să suplimentăm cu camere de luat vedere. Nu cred că este necesar ca noi, consilierii sau toți ceilalți, să facem poliție sau pază. Consider că aceste camere de luat vedere ar fi benefice pentru noi ca sat. Al doilea punct unde se aruncă gunoiul este vorba despre podul de piatră sau podul cel nou, cum este cunoscut în satul nostru. Acolo sunt mai multe probleme. Unul la pod este aproape înfundat și ar trebui să intervenim. Să-l putem desfunda. Poate să fie o iarnă cât mai grea. S-a dovedit de-a lungul timpului și o ploaie torențială. Aproape că dă pe afară. Tot aici se aruncă și gunoi. Consider că aici ar trebui să intervenim cu o cubelă sau un tomberon mai mare ca cetățenii să-și aducă gunoiul aici. Mai e o problemă. Când se topesc zăpezile, nu se poate ajunge cu mașina de gunoi. Consider, așa cum a spus doamna primar, că a intervenit la Barga cu o pubelă, ar trebui intervenit și la noi aici, ca noi ceilalți de pe partea de nord-vest a statului, să zic, să aducem gunoi într-un singur loc. Aia de la bordul până la... Da. Al treilea punct unde este vorba despre izlaz. În zona izlazului, majoritatea locuitorilor duc gunoiul acolo. Nu cred că este un loc în care ar trebui să aruncăm, mai ales că am înțeles cu timpul o să fie și unde e proiectul la Păcanal. Un pic mai sus, cu 200-300 de metri, se aruncă gunoiul. Eu cred că nu este tocmai frumos. Și ar trebui să intervenim cu pancarde de interzicere. Pentru că camere de luat vedere nu se pot. Spune că nu este sursă de electricitate. Cam atât am avut de zis, mulțumesc că m-ați ascultat și sper să se intervină la aceste două probleme care consider eu că sunt necesare și ar trebui să urgentăm un pic, mai ales legat de stârpi de electricitate. Problemele care sunt cunoscute, probabil că ce e drept, încercați iar măsuri de remediere. Numărul 2. Eu, nu? Dumneavoastră. Ceea ce vreau să spun este o completare la ceea ce a spus deja domnul Bouriș, că ar trebui să facem o campanie de conștientizare a populației. Ceva de genul să ne organizăm și să mergem în spatele mașinii de care colectează gunoiul și să responsabilizăm cetățenii în privința a ceea ce aruncă, pentru cantitatea dă și factura, nu? La salubritate. Cantitatea gunoiului dă și factura. Și în momentul în care omul... Nu trebuie să fim o poliție să amendăm. Ați aruncat asta, dar măcar să le explicăm asta. Nu ar trebui să fie tura următoare, data viitoare. Nu putem amenda pentru că nici nu funcționăm ca atare să facem o colectare de selectivă. Nu avem o groapă de gunoi biodegradabil ca să putem cere aceste lucruri. Dar măcar să-i conștientizăm pe oameni ce pot arunca în coșul de gunoi și ce nu pot arunca. Pentru că trecând cu mașina în zile în care se colectează gunoiul, vedem cantități uriașe de gunoi scoase la poartă. Deci nu acel tomberon. Mai vedem și saci, săculeți, joli care debordează de gunoi. Și alți saci. Dacă nu încapă, nu vine cu sacul. Noi am putea, știți, deja că nu trebuie să alocate sume suplimentare pentru treaba asta, pentru că deja suntem noi consilieri care am putea să ne ocupăm de treaba asta, nu să mergem în spatele mașinii de gunoi și să spunem. Asta deci trebuie. Consilierii să meargă în spatele mașinii de gunoi, dar ce să... Eu ce pot să vă spun? De când sunt eu primar, doamna funcționară, ca să nu mai care e doamna Gherasim, în fiecare joi și în fiecare vineri merge cu mașina de gunoi. Și tocmai asta a fost motivul. Pentru că la un moment dat s-au găsit restul de la materiale de construcție. Și i-am zis, se simte, la greutate, vezi, îi spui clasă și rea. Deci, cel puțin, acum, eu sper chiar să meargă tot traseul. Și cred că nu, e un funcționar de bine. Dar garantat vă spun
În afară de, nu săptămâna asta, cealaltă, când a fost în concediu joi și vineri, perioada respectivă, în fiecare joi și în fiecare vineri de când sunt eu primar, doamna Gherasim a plecat cu mașina de gunoi de dimineață și s-a dus pe lei. Deci asta garantat vă spun că... Noi subvenționăm, nu? Pentru a nu agrava foarte mult pe persoane factura, nu? Da. Dar nu înțeleg persoanele cum pot să producă mai mult gunoi decât produceau înainte când s-a aruncat la tomberon. Pentru că acum aruncă și cu căruțele la toate punctele alea. Deci până la toată urma ăla este consumul tău săptămânal. Oricât poate să fie 10 peturi. De unde vine gunoiul ăsta în plus? Pentru că este enorm de mult gunoi pe tot teritoriul Comunii Vorcești. Enorm de multe groape și de gunoi. Și mi s-a plâns că la Comuna Parici a fost sunat de către primarie, de că e jale după gunoiul acolo în locul ăla, cum te duci la Tazea, știți, e locul ăla? Deci au pus și insălaci acum. Am înțeles că și de la Pâncești. Păi Pâncești, că asta spuneam. Deci ei și-au zis că tot de la Vorcești merg și arunc acolo. Unde? Sus la Livadă? No. Da, da, la Livadă. Aici la podul de piatră, ceea ce astăzi bară nu era acum, e absolut îngrozitor, nu mai spun la pădurii la Micuieț. S-au încercat ararea drumurilor care ei le-au făcut pe terenul ca să poată ajunge până la capătul pădurii, dar nu a fost nicio problemă, s-au trecut piste, deci într-un fel trebuie să acționăm pentru că să... Eu chiar v-aș mulțumim la consilier care doriți să participați la ceea ce propuneți dumneavoastră. Dar la hotelele s-au pus la încarcare. Dar problema e... Toate s-au stricat. Problema e cu un tomberon. Dacă sunt doi într-o casă, cred că e de ajuns, dar unde sunt acolo 6-7 într-o casă, la noi la Solodoră sunt mai mulți. Cred că n-ai pus un primul în tomberon. Nu puneau exact ce spunea în sac, dar nu sunt gunoile alea cantități enorme care... Păi asta e, un sac, doi în plus acolo, cred că și nu-i o problemă. Dar plătim și pe persoane, noi plătim la urmă. 6-7 gospodării, promocință. Subvenționăm... Nu, persoane mai multe. Am putea să facem altceva, așa, nu? Noi plătim tot atât. Noi plătim tot 50 și ceva, de lei 70 lei, nu? Restul banilor care noi spunem cu noi, la 4-5 în sac, în preț, o subvenționăm. Da. Domnul Bauricea, ați uitat ceva. Da, aș vrea să mai dau o chestie foarte importantă legată tot de izlaz. O parte din cei care au concesionat, că am înțeles că anul acesta a fost concesionarea izlazului. Anul în februarie. Ok. Aș dori să subliniez faptul că o parte din ei nu respectă aceste reguli de întreținere a terenului concesionat, încât și oile și le tund și unde le tund, lasă lâna. În sprijinul lor, am venit și cu propunerea să are deschis fabrica de colectare de lână de la Buguș. Consider că ar trebui să-i putem ajuta, nu să-și lase gunoiul acolo, când ar putea să-și scoată și un ban pe acea lână. Dacă domnul vice sau doamna primar ar putea să facă o vizită, cu siguranță mi-ar da o mare dreptate. Este, pot să zic, aproape un focar acolo. Nu numai lână, tot felul de gunoi. Consider că ei ar trebui, în primul rând, că ei își păzesc animalele acolo, să urmărească sau ei ca să întrețină. Să aibă grijă de, da, automat. Pentru conștiință. Da. Atât am avut de s-a deschis, este un semnal. Asta e foarte bine că s-a deschis la Buguș. De acum are să dispară lâna de pe solată. Da, plătesc foarte puțin pe kilogram și nu le... Păi da, dacă vin ei să colecteze, e foarte bine. Dacă să colecteze, poate să le iei și gratis. Da, rămâne de studiat problema. Domnul consilier Dămoc, mă rog. Nu mai era cineva înainte, da? Nu, numărul 4, 3, 1, 2, 3, 4. Păi, am numărat din... Mai este 4, cine? Era domnul Dudulică care zice. Domnul Dudulică. Sunt generația la parte, mă scuz. Da, poftiți, domnul. Consilier de ochi, 3. Eu? Da. Ca să întiem cu salubritatea, multe lucruri unde sunt apurate focare din tehnicul unul. A fost tasinul unde știm că e problema, avem turna. Trebuie să nu uităm lucrurile astea, trebuie să luăm măsuri, în primul rând, de ecologizare. Am zis că de prevenție, să nu ca lumea să înțeleagă că nu e ok ceea ce se întâmplă și te păstează gunoaiele în acele locuri.
așa cum spunea și doamna Nunuț, da, trebuie să gândim și să facem lucruri care poate alte comune nu le-au făcut. Și de asta zic că haideți să muncim, să vedem ce posibilități avem. Spuneați că nu e făcut acea licitație. Poate putem să facem noi o platformă personală unde să depozităm materiale de construcție. Pentru că și oamenii ăștia trebuie să-i întrebați, de exemplu. Da. Ei le pun în bubelă. Dar ce alternativă la momentul ăsta? Care e alternativa? Asta este obligația administrației locale. Da, procesul e foarte complex. Ca tu, persoană care vrei să-ți renovezi o locuință, să scapi de acel bolos. Da. Și tocmai de asta zic, noi trebuie să venim în sprijinul lor, să găsim soluții. Că, da, zic, ne plângem, plătim mulți ani, dar trebuie să găsim soluții. Campanii de informare, de asta zic, nu se mai face compost în mediul rural, să arunci la pubelă frunze și restul de vegetale, nu ar trebui să existe așa ceva. Noi, domnul consilier, intervin. Noi avem, mai sunt pubele de alea pentru compost. Da, mai sunt, este culmea. Eu am 4 ani, dar sunt, domnule, un depozitor. Am mai avut discuția asta, dar în 4 ani de zile n-am văzut de azi o singură dată o campanie. Da, domnule, anunțați, decât să mergem în spatele mașinii de gunoi, hai să anunțăm, domnule, uite cine are frunză, găinatul de la păsări, mai știu eu ce să se fac, asta înseamnă compostul. Da. Nu deșeuri din carton, de astea. Aș vrea să mai dăm la prima oară. Nici asta nu e rău. Nici asta nu e rău. Ca în pădure. Da. Situația podului Zodian. Era vorba să mai poată o discuție cu constructorul, dacă s-a ajuns la un consens care mai este. Pentru că termenul de finalizare al lucrării pe care undeva în primăvară. Nu, este în iunie 2021 și cu părere dezamăgire pentru mine, s-a semnat un contract când s-a semnat, prevede ce trebuie să conțină, adică inclusiv un grafic de lucrări care nu există absolut, că nu l-am găsit. Nu pot, neavând graficul de lucrări, nu pot să iau nicio măsură asupra executantului. Executantul mi-a spus clar că el are termen iunie 2021 și termină până atunci. Ne fiind grafic, n-am cum să-l trag la răspundere acum, că nu respectă ce nu respectă. El mi-a zis, scrie 2021. Nu, graficul, orice lucrare trebuie să aibă un grafic și spui la, până pe data de, sau așa, până luna așa, ai nivelul ăla. Și în rest, refuză orice discuție. Deci chiar și atunci când am zis că vine, a venit, a promis luni, dar vă spun luni promite de... Era cu marți, da, adică la el e luni. Și după aceea nu răspunde nici la telefon, nu vrea absolut nici. E o firmă mare cunoscută. Nu, este o firmă foarte mică, au 7 angajați. Au 7 angajați și în decurs de câțiva ani au un salt uriaș de profit. Deci eu exact ceea ce ne putem aștepta. Tocmai că ce am explicat și ce i-am spus, și mi-am făcut o singură dată întâlnit el și am spus ce cred, răspunsul lui a fost, eu oricum sistez lucrări, zic care sunt lucrări, că nu s-a văzut nimic. Da? Și atunci am zis, găsesc eu motiv, exact așa, pandemie, frig, și îmi dădea așa de mâini, că el găsește motive și el are termen în 2021 și nu pot să-i spun de lui când să ceapă și când să ceapă. Pe acea linie, la Paul Socodor, am văzut că se lucrează, dar vreau să-mi spun cine este dirigintele așa. În august 2021, pentru finalizare, n-am fost de acord să prelungesc cu absolut de rău, deci am spus clar atunci vreau și a garantat, dânsul a garantat, că până atunci termină lucrarea. Da, vreau să vă repet, nu știu cine este dirigintele de șantier acolo, am văzut că s-au pus geamurile fără acoperiș. Nu sunt constructor de meserie, dar nu mi se pare și am văzut un gol foarte mare lăsat la geamuri. Și vreau să vă întreb dacă e conform proiectului ce... S-au mătat geamuri, acoperișul nu este... Eu nu pot, că exact cum a spus, nu sunt specialistă nici în construcție, nu se nici asta. N-am fost să facem recepție acum, știți, ca să zice, că dacă s-ar fi dus comisia de recepție, măcar vedeam un proces, vrea și spunea, domnule, s-a spus, dar n-a cerut și dacă n-a cerut, nu pot să spun momentan, e în regulă sau nu e în regulă. N-am făcut acum, pentru lucrarea făcută în ultimul timp, n-am făcut recepție. Scuzați, nu se face și pe etapele lucrării, pentru că... Dar n-am ajuns la etapa exact de când sunt geamurile, de asta vă spun. Prezint ceva frumos, dar în interior eu nu am fost să-ți verific.
vă văd că din afară se poate vorbea. Nu, nu, chiar am întrebat pe Găuri. Face licență în interimă. Da, da, cu cei de la... Avem și reprezentant de la ISEC. Dacă mai sunt probleme, domnul Dudulică, vă rog frumos. M-ați uitat. Eu așa uitat barbele, să vă uite. Acolo cu propunerea, adică nu-i propunerea mea, ea să te iei. Vă rog să faceți liniște, doamna, domnul Budeu. Domnul Budeu. Dacă tot sunteți pensionar, și aveți timp, haideți să lăsăm să spună totul. A venit cu o propunere a cetățenilor din sat să o urmă. Vă rog. Drumul care s-a început de acolo să fie continuat până... Care drum? Drumul de la Val de Sat. Care de sunt? Strada nouă, de strada nouă, la ce se referă? Cetățenii care stau la strada nouă. Deci nu s-a terminat, s-a mers până într-un loc, a fost... E vorba la urmă. Dar la care de la Vale de Sat, satul bătrân în coace. La urmă, de la Boboc în coace. În Urieci, strada nouă. Aia care intră pe la Albești, mai terminat. Domnul voastră care intră pe la Domnul, zicem. Deci, da. E la Domnul sau care intră pe la Albești. Nu, nu, de la Domnul. Drumul ăla care duce pe la Domnul nu se termină. Veniți de acolo, nu se termină. Păi, să faci un proiect pentru drumul ăla ca să continuă. Acolo este problema că pe unde ar trebui să iasă, cum ziceți, că mi-au zis mai mult pe partea asta la altă, sunt proprietăți, sunt cetățeni care au titlul. Dar nu, că am discutat cu dânsii și toți vrei că și-au făcut casă. Da, știu că am discutat, dar se pare că după ce când am ajuns, că și eu am discutat, cel puțin unul, că nu dau nume, care a zis clar că el nu este de acord și e terenul proprietate. Dacă chiar spre surprindere că în comuna Orgești, în special pe satul Sodor, sunt foarte puține titluri de proprietate emise. Deci acolo unde e problema asta, acolo sunt titluri de proprietate. Acolo sunt proprietări de la război, câte un hectar pentru fiecare. Dar sunt de acord toți care o au. Am vorbit, este un... Ia să vă interesați că este o persoană care nu e de acord. Nu ne dă voie. Am vorbit deja. Ia zi eu ce. Referitor la drumul care să facă acolo, problema este în felul următor. Am discutat și cu cetățenii care sunt în zona acolo. Altă problemă. Am mai venit cu propunerea de astea, dar am fost să răspund la asta, adică eu. Nu s-au luat în postigarea. Deci propunerea este așa că domnul Fele este aici și e cu domnul, cum îl cheamă, Bejenaru, care a pus sub aprobare când am pus ca să facem dispensar acolo, are spații, curățenii. Dacă se facă o comisie și se vadă la fapt, să vină și la noi, doctorul, odată, pe săptămână, de două ori, când se poate. Proiectul dispensarul nu este, nici cu asfaltare drumul să treci oameni, cum s-a vehiculat în campanie, deci nu este. Există, da, există, acum a apărut o firmă așa deodată, m-a căutat insistent, era la urmă și îmi spunea că acum, repede, se mai fac pe țară 5 dispensare și s-a gândit el că la Orgești, la Sohodor, da. M-am interesat, n-am văzut nimic acum proiecte. El vrea, în schimb, să fi băgat, să modificăm lista de investiții toți să-i aprobăm până de Crăciun. Nu, între Crăciun și anul noi să facă studiu de fezabilitate, 130 de milioane, adică 13.000 de lei. Da, după aia că pare. Deci pare. Și am intrat, m-am interesat, domne, există așa ceva? Nu! El voia barcă, îi trebuia de sărbători ca firmă, dar am în vedere cu acel dispensar de la Sodor, da, dar v-am zis, cu proiect nu există, că eu chiar am crezut din ce am auzit, cum ați auzit și dumneavoastră majoritatea și eu am auzit și cu drumul și cu... Nu, pentru drumul, de exemplu, există o singură cerere de intenție, făcută în luna iulie și de acolo absolut nimic. De-abia acum am luat legătura să vedem ce trebuie făcut cu intabulare, cu tot. Atât, da, o cerere de intenție. Propunerea domnului Dudulică este ca la biserica... Am înțeles cameră, cum a mai fost discuția, da, să poată să vină doamna doctor. Trebuie luată în atenție și în calcul. Asta depinde de doamna doctor, fie ar trebui... Luat legătura cu doctorul... Doamna doctor, când a fost atunci la noi, s-a uitat, a spus că era gata și doamna domnul, nu micoasă bani, că nu cere.
A, de greșit, da, gratis. Știu că s-a făcut documentația pentru extinderea rețelei electrice din proiectul așa. Și cum uitase în Valea Săudorului și până atunci de la Valentoaie, cum îi zicem noi aici, care scazele care ea. Să aș vrea și aș propune să urgentați mai degrabă. Deci urgentăm absolut tot, am dat drumul, așteptăm. Acum chiar și ieri am vorbit exact despre asta, nu am vorbit, am face pași următor. Exact, eu sper și așa mi s-au spus aici că până primăvară, adică în primăvară să fie tot gata. Așa mi s-a spus. Vă mulțumim. Domnule, vorbim foarte scurt la obiect. În legătură cu drumul spre strada nouă, să iese spre strada Părâul Rășea, țin să contrazic, pentru că nu o să se ajungă niciodată la înțelegere, pentru că am discutat cu oamenii. O parte de oameni sunt de acord, iar o parte de oameni au titlul de proprietate. În primul rând, frate meu, titlul de proprietate, nu încercați și nu evaluați chestia foarte rău, încercați și Nelu Țurcan și a ieșit cu scânteia și cel mai bine este să ne oprim la Iona Lursu acolo, să ne oprim, să facem acolo o platformă și acolo să întoarcem, am discutat cu cetățenii acolo și să întoarcem acolo mașina, că cu timpul o să se facă garduri pe toată strada și mașina când va intra cu noi nu o să aibă unde să întoarcă mașina. O să fie probleme. Trebuie luat în considerație și făcut o platformă ca un sens giratorul să poate să se întoarcă. Acolo se fac casă până împărău una în spatele altea și ar să solicite toți până la urmă acces. Vedeți servitute că să se certe și nu se mai dea drum să iasă la drumul județean și atunci ar să vină iar la Consiliul Local. Da. Nu a fost o propunere acolo, dar nu a vrut atunci domnul primar. Alte probleme dacă mai aveți. Încă o întrebare și despre încheiere. Aș dori, am discutat cu câțiva cetățeni de Solodor, aș dori să luăm în legătură drumul ăsta despre urgență și să luăm o leacă la revizuire și să facem curățenie până în sărbători. Care? Drumul ăsta, ăsta care... Bine, atunci dacă ați discutat, trece și la fapte, aveți... Adică mi-ar plăcea numai drumul spre urgență și Solodor, să fie chiar drumul din Solodor sau direcția, că sunt porțiuni unde sunt frunzele de au acoperit. Totuși ar fi bine să încercăm să poate oamenii care la spate sociale să facă curățenie. Acum ca să aveți la cunoștință, s-a făcut achiziționarea de produse pentru acele cadouri de copii de Moș Crăciun. Deci o spart ședința, vă rog, nu plăcați asta. Da. Urmează ca mâine să fie aduse acele produse, joi să fie distribuite la școli, dacă reușim mâine după amiază, nu știu ora la care vin, dacă reușim mâine după amiază le dăm la școli, dacă nu cer târziu joi dimineață la ora 8:30, toate acele pachete vor fi date către școli, ca să știți. Domnul Bogdan a ajuns până acolo, unde vorbesc tot să nu înțelegi nici nimic. Mai sunt probleme? Nu mai sunt.